Cum sunteți în galoși? E bine sau? În galoși, cum vă simțiți bine? Poate? Zic, nu vă este frig la șosete? Nu, nu. A, aveți galoși, am înțeles. Avem de toate. Așa, așa, așa. Avem de toate. Dar cam plouat acum. Nu. Avem de toate. După aia asta nu prea... Cu ploaia asta e cam frig acum. E. Zic, e cam frig cu ploaia. E? Da. De iarnă. De... Nu se închevare. Păi da. Nu se închevare. Noraile sunt noraile. Da. Asta le-a bătut piatra? A bătut, a bătut, a bătut. Așa da. Aici, bate și piatra, bate și bătul. Bate toate necazurile. Și sărăcia bate. Sănătate. Toate astea bate. Da. Toată lumea este în galoși, da? Toată lumea în galoși aici, la... Da. Pentru că nu se trebuie asfaltate, nu ai nicio problemă. Nu știu cum a trecut. Au zis că rugăminte-au dat, dați și mie un număr de telefon, că vă solicit puțin mai târziu. Pentru că este afișat acolo la noi la am văzut, parcă este de ceva. A, și sună acolo, da. Da, da, da. Am înțeles. Ok, dumneavoastră nu sunteți de aici, din, nu sunteți de, din zona? Suntem agent de consultul nostru, da. Suntem de aici de la post, dar suntem la 8 ore. A, am înțeles. Nu, că vă solicităm 2-3 ore maxim, cred că am mai. Dacă o să aveți, fiți... Aveți probleme? A, nu, nu, o să am, urmează să am. Eu sunt omul care întâi vin și după aia fac probleme. Da, ca la matematică, să zic. Întâi vine profesorul, după aia dă problemele și vin alții care le rezolv. Mulțumesc, mulțumesc, sănătate, nu mă vin. Profesioniști, băieții. Da, amabil, m-aș bucura să avem polițiști așa în țara asta frumoasă, care să ne sprijine când avem nevoie, dar nu să ne întoarcă spatele sau să ne dea cu frit. Uite ce avizere publice are primăria. Dacă vrei să vezi o informație publică, o vezi numai în ziua alegerilor, atât. Când se votează ei între ei. Uite mă că are un ceva aici. Calendarul târgurilor. Ia uite, program de lucru, platformă. De graj, de cu program și la acolo, nu duce așa de capotul. Da, o să vedeți ce este acolo. Da, nicio listă salarială. Informația acum. Da, de ce le informați? Că nu-i fac nimic aceea. Pe ce? Da? Nici nu știu cine sunt deși nu. V-a sunat poliția, băieți de la poliție? Pe bine? Da. Pentru? Nu, vă întreb. Că era la mine. Ce mai faceți, domn primar? Bine, sănătos? Activitățile și gospodare și locale. Da. Ce se poate am văzut face? Că sunteți iubiți de cetățeni. Nu o să pune problema. Domnul primar, mă uitam, dacă aveți camera aia. Că aveți o cameră pe afară, pe da. Este și acum, da. Nu? A, nu, că în caz dacă iau bătaie să fiu filmat. A, nu-i ce problemă, aici mai aveți, dar chestia nu știu, să știu de la ce mă aștept. Aici n-a văzut, numai în față, acolo. Nu, dacă vreți să nu luați bătaie, mergem în față și să punem. Da, haideți ca să stăm în față, că deja mi-e frică de dumneavoastră, având în vedere ultimele știri care au fost de anul trecut cu...
De asta zic că dacă, știți de ce? Că fostul primar săracul și-a luat bătaie și noroc că nu și-a luat, s-a împiedicat, s-a cum a făcut, dar și că l-a bătut vreo 2-3 de ăștia. Nu este adevărat, vă dai o sticu și CD-ul și da? Îmi spuneți noastră unde doriți, în țara asta, să vedeți că nu este adevărat, uite, camera e acolo. Așa, camera, ce bine, gata, da, acum asta tot siguranță. Camera este acolo. Dacă iau bătaie. Dumnealui fiind aici primar 16 ani de zile. Da. După 16 ani de zile când a pierdut voturile, vreo 400 de cetățeni pe aici, da, au vrut să-l linșeze, să-l pui jos. L-au pus jos, că nu mai era plăcut, că da, el de toate, de toate colegele astea, da, le-a spus că le știa cum sunt făcute pe jos, că el le-a făcut, că le-a avut. A, urât. Dar nici violența nu trebuia. Nu, violența eu nu i-am învățat. Eu ca și atunci, ca și candidat, și știe poliția și știe jandarmeria, eu m-am pus în genunchi față de cetățeni și le-am spus să-l lase în pace. Să-l lase în pace, eu l-am salvat, să-l lase în pace. I-am spus că dacă el va crea să fiți așa, că ura, el a întemeiat-o, nu eu, nu eu. Și atunci noi nu vrem ură la ură. Și jandarmii au ajuns și au și l-au flancat. De aici și l-am scos eu cu poliția. Acu când dumnealui a început și prin toate ședințele de consiliu. Da, păi de asta s-a auzit altceva. Nu, în toate ședințele de consiliu. Eu vă dau sticul. Cea mai mare plăcere, vă dau sticul și CD-ul care e filmat. Nu știu dacă se mai vede pe camera, dar pe televizor. Mergem la televizor și vedeți. Da, am înțeles. Și atunci atrageți concluzia dacă a fost bătut sau a fost înșelare. Și atunci, în toate ședințele posibile, cetățenii ăștia care fac niște lucruri, uite că dau cum la vadile pe aici, care a făcut la grădiniță, mele, sau oriunde, că sunt ciobani, că sunt proști, adică meseria de tâmplar sau de zidar se făcea pe timpul lui Ceaușescu. Că erau niște școli de meserii. Da, da. Astăzi, orice cetățean poate să îmbrățișeze o meserie, să dea cu mistria sau ceva, chiar dacă n-a învățat de la nimeni. Bineînțeles. Îi place lui chestia asta, că fiul meu e meseriaș zidar, dar nu l-am învățat eu niciodată. Da. Dar i-a plăcut lui. Și acum e contactat de mult, foarte mult și lucrează așa ceva. Da, orice are în început. Vorbea de ei că sunt ciobani, că sunt analfabeti, că sunt proști. Și atunci orice țătean din localitatea asta, cum a venit noastră, care sunteți străini. Nu știu cine sunteți, dar... Da, nici Robe Gabriel mă numesc cetățean din România. Da, să fii sănătos. Să fii sănătos, bine ați venit în localitate, adevărat a înviat. Și atunci dacă... Dumneavoastră, dacă vreați orice cetățean, așa cum spuse de acum, că sunteți din România și ați venit aici și cineva v-ar înjura, l-ai întrebat, mă, nene, ce-i cu mine? Da, corect. Că eu nu sunt deci niciun rău. Înțeleg că ei aveau niște râci, oricât mai vechi așa. El pe unul mergea, îi critica și spunea că sunt analfabeti, că sunt proști, că sunt ciobani, că dacă spunea nu. Păi, el spunea despre cetățeni. Și cetățeanul de rând care astăzi contribuie, care vine, normal, nu suportă să fii insultat. Și... Exact, eu acum dacă vă insult pe dumneavoastră, vă spun. Și că sunt eu edilul. Da, dar știți ce se întâmplă? Că eu am citit, adică eu vă arăt ce am citit aici. Uitați ca să nu, adică nu spun eu, că de asta dumneavoastră mi-a spus o variantă și el, ia uitați ce spune el acum. Adică îl luăm pe omul ăsta, da? Da, sigur. Ia uitați ce zice, că vine el... ziarele, televiziunile și toate chestiile astea. Zice așa poate că... sunt cu mine și cu el nu sunt nimeni. Da, da, ia uitați ce zice. Bine, stați așa, stați ca să nu... Că nu vreau nici să vă amețez mult. Nu mă amețez, că sunt prea amețit de el cu toate reclamațiile. A, deci vă reclamă permanent. N-a scăpat nimica. A. N-a scăpat nicio ce lucrare posibilă. Da. Asta după 16 ani de zile, el fiind primarul localității și suporți ăștia de flori care sunt aici, vă plac? Brățuștea. Da, ăsta aici frumos, da, foarte, foarte, foarte. Și el a spus că de ce foarte, am făcut. Foarte. Și el a spus că de ce am făcut. Am înțeles. Adică un primar de localitate care deja consideră după 16 ani de zile mai plecat că am făcut suport cu vor că nu ne trebuia de astea. Și i-am spus într-o ședință și vară și tot ce se vrea de ședință care el nu le votează pe toate și critică prin toate ședințele că eu sunt neam de... Da, meseria mea e șofer și nu mi-e rușine de ea. Am înțeles. Deci niciodată nu mi-e rușine de ea. El zice că a fost bătut de doi bărbați. Exact, da. Aici, da. În fața primului. Aici, deci acolo. Da, acolo. Numai dacă... da, dar mă duc să iau sticul și dacă vreți să vedeți sticul... Nu, că nu. Să-l punem pe calculator, pe undeva, bine, ca să fiți bine informat, greșit. Da. Și, sau invers, fac un CD-ul să vi-l dau, să vi-l puneți acolo și atunci să-i dați o replică undeva. Nu, suficient, dumneavoastră, dacă spuneți, aveți credibilitate, nu trebuie să facem... Păi sigur că bine, în ziua în care s-a întâmplat, cred că toate ziarele au sunat și m-au întrebat. Și eu i-am spus cum s-a întâmplat. A spus că ar fi căzut. Da, păi să vede că el s-a aruncat jos. Da, el s-a aruncat jos, să vede pe filmare, nu. Păi ori l-a bătut bărbația doi, ori nimeni. A căzut singur. Deci el când a venit, eu nu eram afară. Am el dintotdeauna când era jos, aici rostea numele meu, că el are, neapărat are cu mine, coșmar pentru că... Da, să, păi după 16 ani de zile să iei funcția, sigur că ai un coșmar, nu? Da. Eu eram în compartimentul agricol cu un consilier, Juvete, Marian, așa, eram cu
Prica și Mitică. Da. Și a venit domnișoara viceprimar și o consilieră de la mine la PSD și spune: primare, primare, dar ce s-a întâmplat? Da. Păi zice, este afară domnul Neghilă, pus jos. Aveți telefoane, domnișoarelor, sunați la 112 și cine a făcut o să plătească, așa da, a spus. Da, da. Că eu dacă ieșeam de acolo, la cât el nu mă iubește și vreau să-i dau o mână de la tot, să dau cu capul de asfalt, cea că eu l-am bătut. Că l-ați bătut dumneavoastră. Exact. Dar noroc că e camera aia acolo. Exact, camera este acolo, el da. Acolo, venind de acolo, deci, l-a oprit, l-a oprit da. Băieța acolo, să vede pe filmare, unul, da. El, îl ia pe unul de el, vino bă să vă spun aha, așa, aha. Ia, cer scuze. Da, dar nu început, da. Da. Vino să vă arăt că nu s-a întâmplat absolut nimic. Deci să înțeleg că nu sunt eu dumneavoastră cel violent, cel agresiv. Uitați-vă la mine, că parcă da, sunt agresiv. Da, nu știu, am vrut să... Zic, nu știu, până vă cunosc, zic să nu iau bătaia acolo, zic de asta, zic că să mergem aici. Dacă el are 2 metri și eu am 1,70 metri și spune... Da, da, știți cum este, dacă sunteți bine în ala... Auziți, dar pentru... am o curiozitate, că vă văd aici frumos da, cu... Da. Dar nu știu ce, deci toți primarii în România, toți primarii PSD-iști au cravată roșie. Ce da, mie îmi place, cum? Asta de la partid ceva? Nu era obligatoriu, dar eu dacă mergem acasă la mine, da, mie îmi place să... Chiar arătați foarte bine în poza asta, dar cravata roșie este ceva, adică... Nu, deci mie îmi place, adică o emblemă așa partidului sau. Neapărat, nu sunt, adică să spun foarte clar, nu sunt țigan, de aia se poartă mai roșu și nu facem ură de rasă, dar problema este că nu e o directivă de la partid, dar în dulap la mine se găsește și cravete deci roșii. Eu nu prea multe, pe toată nu prea multe, țara da? Și am văzut la foarte da. Mulți primari, chiar n-am întrebat pe nimeni. Dar acum uite că tot da, sunteți amabil, am zis să vă întreb acum. Nu, nu, nu. Da. Îmi place culoarea roșie, dar nu așa absurd toată ziua pe mine. Așa, când te duci la o nuntă, la o aia, te-ai pregătit într-o poză de grup, da, într-o poză da. De afiș. Și acum dosarul ce se mai întâmplă cu el? Deci, care din ele? Că eu el a început, am făcut vreo 4. V-a făcut mai multe, da. Am înțeles. Care din ele? Nu, păi, de exemplu ăsta cu bătaia, cu asta. Cu... Da, dar nu, deci nu este niciun dosar, dumnealui n-a depus nicio plângere, n-a pentru depus. Că nu are da, zile da, de spitalizare. Da, a fost la spital Doamne, atunci. El a fost la spital pentru că, sunând pe 112, da. Trebuia să, poliția da. Trebuia să facă ceva. Da. Neavând nicio zi de spitalizare, am înțeles. Nu poate să fie un dosar deci, penal. Deci, povestea asta cu bătaia e legată cu ața albă. Eu v-am spus, dacă doriți să vedeți, da. Sunt mașina. Nu mai, nu nevoie. Doamne, vă dau sticul și tu ele, da. Și că eu le-am ținut, pentru că mâine, poi mine, la momentul când poliția a venit, deci când poliția a fost sesizată, eu nu știu să umblu pe telefon, telefonul meu nu e performant, nu e performant și nici pe televizor. Da, spus, nu e nicio problemă. Da? Când a venit poliția și jandarmeria, au strigat și au spus, domnule primar, vă rog frumos să ne deschideți biroul. Eu am spus, nu țin nici cheile, biroul, eu n-am urcat în 2 ani de zile de 5 ori în birou, da? Aha. Biroul meu e pe stradă. Cetățenii m-au votat să stau pe stradă. Aveți și autoturism la primărie aici? Da. A primăriei? Da, eu niciodată nu am urcat în el și nici nu o să mă urc niciodată în el. Uite, alți primari și le acasă și să pleacă în concedii cu autoturism. Să fie sănătoși și mergem și ne uităm pe cameră și mai întrebați prin localitate. Am înțeles. Am înțeles. De da, sunteți de apreciat din... Din 2020, sănătate, din 2020 nu m-am urcat niciodată la ea și nici n-am să mă urc niciodată. Astăzi statul... Deci uitați un primar care da. Nu folosește autoturismul primăriei. Niciodată nici la și alții alergând după ei să le facem dosare penale. Unul era pe la mare, dar nu l-am prins acum vreun an de zile. Da, dumneavoastră îl folosea. Da. Și acum, dacă doriți să mergeți, să vă arăt niște documente, fostul primar, în 4 ani de zile, a consumat 13 tone de benzină. Mamă. 13 tone de benzină în 4 ani de 2016-2020. Da, nu știu, domnule, vă arăt documentele. Cu vreți să vorbim în fața primăriei, să vorbim pe documente? Nu mai nevoie că vă cred, că nu. Nici timp așa nu vreau și, să stau. Și să de motorină, a luat motorină 2016-2020 de 1 miliard și a adus venit în casierie de 400 de milioane. Aha. Și la mine astăzi, 2020 până astăzi, am luat motorină 2 ani de zile de, 680 de milioane și am adus 800 venit. Și am benzina am luat 2 tone jumătate în care am udarat terenul. Am luat pompă la teren, am luat tractora și am văzut că m-am uitat, am văzut ce am. Dar știți ce nu înțeleg eu? Că ce vreau să vă întreb? Că am citit aici, zice așa, dumneavoastră spuneți, zice, ce apreciază, adică ce, practic, ceea ce vreți dumneavoastră să garantați cetățenilor, sinceritate, onestitate și corectitudine. Da. Cum, adică sinceritate că sunteți sincer, corectitudine că sunteți corect, dar chestia asta cu
onestitate, nu știu, sunt cam amestecate, nu știu, nu prea... Eu deocamdată, cred că amnezia, aceste cuvinte, cred că au fost folosite în de... campanie. În campanie, da. Posibil pe Berner, pe alea... A, deci au folosit ei, aveți ceva exact, așa. Exact, posibil că asta este pentru fiecare da, candidat care l-au pus ei, nu mi-am folosit eu... Străzile am văzut că lumea lumbă, ia uitați-o pe doamna, galoși, adică toată lumea. Fiecare se îmbracă cum dorește și cred că e curățenie, deci permite. Nu e curățenie, nu sunt asfaltate. Nu sunt asfaltate, nu. Da. Deci, păi, dar dacă, care e? Ea era în papuci, nu în galoși. M-am găsit în galoși, acum tot, da. În galoși poate ieșea da. Din curte, da. Dar mergem pe fiecare stradă să vedeți că nici la nivelul Bucureștiului, lângă București, nu, și în deci, alte localități deci, sunt nămoale până la genunchi. Nu, are piatră, sunt, au piatră, da? Dar nu sunt asfaltate. Adică, sunt asfaltate de 6 km 900 din 2016, de când am fost eu viceprimar. A, a fost și înainte exact, să înțeleg. Exact, 2016-2020 am fost ales viceprimar, atunci a venit apa și canalul datorită faptului că eu am fost care l-am adus. Așa se vorbește despre guvernul. Dumneavoastră, da? Când ați fost viceprimar, aveați în gestiune și ce s-a întâmplat acolo vis-a-vis de stadion? Sau a fost un cataclism? Adică nu, s-au format munții în perioada când erați dumneavoastră viceprimar acolo? Da, nu, că tot spuneați că erați deci, viceprimar. Perioada acolo cu cataclismele de care spuneți dumneavoastră sunt de acum? La Revoluție. Acolo a fost fostogeatul de la Revoluție. Da, da, acum, astăzi, că am fost da, eu dimineața acolo și e aceeași da, situație. De la Revoluție. Adică toată lumea e fericită acolo. Da, de la Revoluție, încoace 16 ani de zile cât a fost dumnealui, eu când am fost viceprimar n-am avut... Dumneavoastră cu budul excavator, făceați munții. Am făcut pentru Caraimanu. Așa vă punea el, ce cea, împinge domnule acolo, că așa trebuie. Așa trebuie să Să trăiți, să fii sănătoși. Da. Păi, cam asta ar fi problema, adică referitor la chestia asta, pentru asta am venit mai mult, adică da. Chestia cu bătaia și astea m-am lămurit. Ce facem cu... Domnul, ține domnul Grice? Domnule colegal, da. Da, sunt ocupat. Da, asta este problema, de fapt. Ce face dumneavoastră acum cu... Deci, e o bombă ecologică acolo, da, bombă atomică, deci, care toată lumea, am văzut și indicațiile, n-aruncați acolo, aruncați acolo. Adică este o deci, chestie m-aș care... Deci m-aș fi bucurat să... sunt mii de tone acolo. M-aș fi bucurat să veniți 2004-2010. Nu, trebuie să stopăm, să eradicăm fenomenul da, ăsta. Aici este toată problema. Deci, domnule, da. Veniți dumneavoastră cu idee. Da, vă spun eu. Da. Cărați de acolo, tot duceți la unde? Reciclat. Păi sunt atâtea firme, ori unii vreau noastră, sunt atâtea firme de reciclat. La Bulten, la reciclat. Și interziceți cu desăvârșire ceea ce este acolo. Asta dorea și domnul Negre, să interzicem cu desăvârșire, dar 16 ani n-a reușit să facă, că nu voia, pentru că atunci... Bine, astăzi... nu mai răscolim morți acum. Păi mai întreba, nu răscolim, el da. E viu, nu e mort. Da, dacă erați dumneavoastră viceprimar, tocmai ce a spus, că vă ocupați cu... Eu nu aveam dreptul să fac absolut nimic. Aveți acum. Acum am dreptul să fac. Da. Și atâta timp ce nu este o posibilitate în toată țara, la nivel național. Cum să nu fi? La nivel național, mă uit și la televizor, că mai primi. Dar nu, că la televizor vedeți mai minciuni. Vă spun eu că eu umblu toată țara, nu mai pentru chestiile astea. 12 ani de zile am fost și eu la București zi de zi. Și ce ați făcut Bucureștiul, mă primam la București. Bucureștiul e invadat de mizerii prin sectorul 1, prin sectorul 2. Capitala europeană. Astăzi în comunitatea așa, în care am să vă ghidați după nu mă ghidez. Unde... Eu în calitatea mea în care o dețin astăzi, prin comunitatea mea vă garantez că este curățenie. Mergem până la spre Vlădila, mergem păi acolo. Unde era? La Vlădila ce... unde să merg? La nu. Groapa lui ăla? Nu, mergem la groapă. N-a noi mergem pe străzi. Noi mergem acolo. Pe străzi. Noi spunem că cetățenii, la țară. De asta sunteți la țară sau la oraș? De la oraș. Da, de la oraș. La oraș mănânci pui, oasele le pui într-o țiplă și le duci la coșul de gunoi. Da, la țară. Bă, nu, stăm aici cât doriți dumneavoastră. La țară jumoale vrejurile de roșii. Are un hectar de varză. Are un hectar de coceni. Da. Are o găină sau un porc. Duce gunoiul acolo. Deci 34 de ani de zile la Revoluție, acolo duce. Am platformă de gunoi. Gunoiul de grasă duce pe platformă. Da, aia e conform, într-adevăr. Se duce pe platformă. Da, am văzut-o pe aia. Aia este conform. Dar ce faceți în partea... Cărămizile și toate care le sunt acolo, nu, care alea se rezidă. Nu sunt conforme. Alea am deja, am prins bani în buget pentru să le concasez, să mi le duc pe drumurile. Ok. Da? Da, da, da. Și acolo... Și restul încolo unde au fost. Și foc, incendiere, adică eu am venit acolo. Eu, dacă eram eu acolo să le incendiez... Nu, să, dar sunt, da. Vor fi. Dar problema este următoarea, că eu, așa am spus-o, nu sunt, dacă trece un cetățean cu căruța aici și l-am întrebat ce ai în ea. Păi, domnule, am decât bălegar de porc sau ceva. Aveți monitorizare video acolo? Da,
în camera acolo. Și nu poți să fiu scafandru să mă uit în căruță să se încearcă. Nu, dar puteți să sancționați. Da, dar eu sunt născut. Nu, dar puteți să interziceți să mă duc acolo. Eu sunt născut în localitatea asta și după aia aș vrea ca la... Vă pierdeți votaj. Nu, la mormântare n-a vrut să fie mai mult. Lăsați-o că nu muriți acolo. Ascultă, băi, da. Așa se face la țară. Da. Când ești al dracu, nu te iubește nimeni. Când ești bun, toată lumea te iubește. Ia, dar de exemplu, cu 10.000 de euro aș fi rezolvat ceva acolo? Nu. N-ați fi rezolvat. Păi dacă dumneavoastră spuneți că sunt zeci de mii de tone și eu la salubrizare pe anul 2000... Ceva tot rezolvat. Mă ascultați? Vă rog. În 2022, salubrizarea din localitatea comună Etrean s-a plătit 1.400.000 pe 120 de tone. 120 de tone înseamnă 10 mașini. Dumneavoastră spuneți acolo că sunt mii. Da. Cu ce se poate rezolva? Da, de ce l-am amestecat? Cu un buget. Da, eu am adunat ce am putut. Deja am... Nu, l-am amestecat. Nu l-am amestecat. Amestec pământul. Decât pământul se depune, se pune pe ceea ce nu este bun. A cui terenul acolo? Este un teren agricol. Este neproductiv. E o poartie pășune și o parte este neproductivă. Partea de jos este neproductivă. Da, de exemplu, acum, ia uitați, acum am uitat așa, zic, să văd, da? Cu chermesele cum stați. Foarte bine. De aia sunt cetățeni al localității, mănânc și dau nepot. Banii ăștia, de exemplu, 5.361. La ce anume? Servicii artistici, bâlci anual, când ați făcut chermeza cu bâlci. Bâlciul anual? În fiecare an, adică... Orice localitate, păi de 2 ani, nu în fiecare an. Da. 16 ani s-a făcut bâlci și în localitatea asta. Se făcea la, dacă vreți să mergeți unde toată lumea și spunea, da, și da. Mă ascultați o secundă. Dați banii la... Nu mă ascultați o secundă. Vă rog, da. 16 ani de zile, cetățenii au văzut decât pe aia de la Osica, frații Perie. Cetățenii când vor să te vadă în funcție, vor și altceva. Da. Și atunci eu mi-am permis că acești bani ai comunității sunt ai lor, nu ai mei. Da. Și atunci el vrea să vadă ceva frumos. Dacă pe mine m-a arătat și în poză că arăt bine. Da, și el vrea să vadă un solist bun. Arătați bine. Da. Așa că și dumneavoastră, dacă arăți bine, te mai place cineva, dacă nu, la revedere. A, și de asta să înțeleg că ați făcut doi ani la rând cu bâzica. Da, și vei face și anul ăsta. Și anul ăsta, am înțeles. Da. În fiecare an, că așa se face. Deci anul cetățenii trecut, cer. 5.361, a mai fost încă vreo 412, euro vorbim, deci undeva la 300 de milioane, 5, sau da. Cu totul așa. Da. Aici, 23. Și am mai fost ăla, când a fost atunci în 2021, 4.639 de euro, adică păi da, 220 de milioane, 2021, 2022, avem prins bani în buget, să fac din buget cetățenii. Și a venit cineva, domnule, la vânt și ăla? Da, 1.000 de cetățeni. Să vă arătăm pozele? Le-ar da să mănânce sau numai? Nu, nu. Mănâncă pe banii lor. Nu mi-am permis deocamdată să-l dau. Da. O să le dau să mănânce și pe banii mei, domnul primar. Eu mai fac pomeni de ziua așa și mai face totodată. Da, nu-s pomeni, e bine, să vă aveți bine cu cetățeanul. Ce faceți cu deșeul, cu munți, cataclismul ăla de acolo? Deci cu cataclismul ăla până astăzi, la nivel național, nu se va lua vreo decizie. A, dumneavoastră să mergeți cu ce să faceți la nivel național, nu aveți treabă cu. Eu nu am astăzi decât la momentul de față să am prins bani în buget în care să... Am înțeles, tot ce înseamnă betoane cărămizi, Și restul la stupați în continuare. Nu, selectez ce înseamnă plastice, gunoaie. Și acum până în Paște am luat o tonă de acolo, adică ce s-a văzut când am zgâmat, săptămâna viitoare deja am programat iar să selectez, adică tot ce se vede ca plastice, ce apuc eu să le văd la suprafață. Ce sunt în interior nu sunt scafandru. Da, bine, este ordonanța 38/2022 care incriminează fapta asta de asuparea deșeului și nu adică sunt, poliția sunt îngropate. Având nu sunt îngropate în pământ, adică acum nu trebuie să fie neapărat îngropate sub pământ, poate să fie îngropate și deasupra, adică deasupra pământului tot în pământ. Nu, sunt amestecate. Groapa când se face pentru orice cetățean care decedează în jos. Sunt amestecate în... Bine, că auzit la garda asta din mediu de la ăștia, de la... V-a vizitat ăștia? Da, a venit dintotdeauna, mi-au dat amendă, mi-au dat măsuri. Cât v-au dat amendă? Câte măsuri? A fost 150 de milioane, a fost... Deci 3.000 de euro. Da. Și cu 3.000 de euro nu reușeați dumneavoastră să mai... Nu reușești. Dacă dumneavoastră veniți mâine cu 3.000 de euro și reușim să facem așa ceva cu 3.000 de euro... Adică preferați să vină ăștia să vă dea... Eu nu sunt proprietar de casă, îmi pun eu casa în vânzare și poate iau și pe măsuri până 10.000 de euro, 10.000 de euro și atunci măsuri până plec din mandat. Și dacă reușești și pe la altă înseamnă că sunt plăcut de cetățeni.
A, deci de asta mergeți, adică... Nu mergem, facem curățenia care o putem. Nu, care aluncă, facem curățenie, dar nu îi sancționăm ca să nu ne pierdem... Nu să nu ne pierdem votul. Electorat. Având în vedere că sunt cetățean al comunității și născut în comunitatea asta, nici nu vreau să fiu un jurnalist. Nu, dar credeți că eu lumea... sunt venetic. Nu, nu, nu asta e ideea, dar credeți că cetățenii ăștia care sunt cu dumneavoastră aici apreciază munceia pe acolo? Da, adică... apreciază că cetățenii acolo își duc, că dacă n-ar aprecia și dacă m-aș lua după mintea fostului, da, sau da, indiferent da, după cine ar fi, da, eu pot să blochez acolo să nu mai intre și, și toată localitatea va fi împuțită. Și nu mai răspund eu de nimic. Și vă... Nu, nu mai răspund dacă vine pe cultarea am înțeles. Deci trebuie răspund. Să tolerăm... Nu tolerăm. Nu tolerăm nici la nivel național, la vingerea să spună, îl mâncăm, vă dăm, da, faceți voi. Când dacă mi-ar fi dat în buget mie astăzi 50 de miliarde să-l mănânc, îl tocam 10 zi, stau acolo și-l mâncam. Interesant părerea dumneavoastră. Nu prea am mai auzit. Nu știu. Părerea mea. Da. O părere mea. Să vedem. Până când va da măsurile? Cred că... Anul ăsta? Săptămâna asta, da. Săptămâna asta, săptămâna la întâlnă bună zile, cât au fost acolo. Nu, că știți ce, o să vedem, să-i mai trimitem încă o dată. Da, nicio problemă. Și tot așa, să vedem când, până când înțelege deci, să facă curățenie să vină, acolo. Da, când îi trimiteți la mine, să mai meargă și în alte localități, sau știu să meargă și dacă sunt toți mai curați ca mine, da, atunci da. Eu prefer, eu am mai spus-o foarte clar, dacă găsiți altul mai curat ca mine, înțeles, eu înțeles. Îmi pun atunci într-o da, localitate gata. Și scriu pe mine, n-am sănătate, fost bun la treabă, m-am uitat și pe acolo, nu prea aruncați cu bani așa, m-am uitat. Foarte puțini, foarte calculați, mi-a plăcut ce, față de alte, am văzut și cu proiectele și cu, am văzut tot ce e pe acolo. Ați încercat și cu gazele, dar n-ați făcut nimic. Le-am depuse. Da, dar nu, da, nu. Deci știți cum este? Adică într-un fel mergeți pe drumul cel bun, numai chestia asta cu deșeurile asta este... Da, pe drumul cel bun, pentru că astăzi noi, astăzi ca și comunitate, ca orice primar din țara asta, atâta timp ce nu putem și nu avem pe raza localității să avem venituri cât mai mari sau mai bune, nu putem să ne desfășurăm, da, să stăm la mâna... Ce am văzut că nici de bani nu vă uitați. Mai rar primar să nu se vaite de bani. Nu știu de ce, dar nu vă uitați de bani. Că ați mai fost... ați mai avut discuții. Și nu prea v-ați uitat de bani. Nu știu de ce. De ce anume să mă vaite? Nu v-ați uitat că n-aveți bani din buget. Nu duceți omul să vaite. În general primarii să vaite. Că n-are aia, că n-au bani, că n-au aia. Dar nu e cel mai bine să fii mai calm. Să te încerci să dă. Și să te gospodărești pe ce ai. Bine, domn primar, sănătate, mai bine, la revedere, o zi bună. Aveți și medic veterinar aici? Avem un băiat care este în compartimentul agricol, tehnician agricol, și avem și medicul, da. Și avem și medic veterinar, dar nu mai este al nostru, al localității. La ce comună este? El, da? Deci la Vlădila venea Vlădila? Către noi, dar noi avem un medic care a fost aici al nostru, bun de tot, dar omul nu mai profesează. Și mai am pe aici un băiat care... Da. Noi al zonal... localității nu avem, zonalul este de la Rotunda. De la Rotunda, asta. Da. Cum îl cheamă? Sincer, nu știu. N-am avut un aveți telefon animal. Sau asta? Nu, nu am animale. Am înțeles. Ce vrea să-mi arătă? Nu, să vă arăt așa, ca padidăți de ce, la... Ce, ia? Pe hârtirele care... A, hârtirele? Și cum vorbeam... Da, dar nu, dar văd, cred, trebuie să vă justificați acum cu hârtiri și cu... Nu, e vorba de justificat, e vorba de ce pregătiți sunteți. Dar n-aveți doată de rezervă, ce faceți dacă faceți o pană? Aveți hârtirile acolo? N-am făcut niciodată și nici nu o să faceți. Dom'le, ia. Mamă. Facturi, generale. Da. Tot ceea ce mi-a spus, toate. Da. Total din așa. Da, 19.642. Deci să înțeleg că a fost un jaf. Cât a fost domnul primar 16 ani, s-a făcut jaf. Neghiule Marian, 2016-2020, motorină de 96 de milioane, da. Adică de 960 de milioane. Ia stați-o ca să filmez, stați așa să filmez chestiile astea, că după aia o să zică lumea că mint eu sau mințiți dumneavoastră, așa că, ca să vadă exact lumea. Deci astea sunt ale dumneavoastră, 2020-2021. 2021-2022, Ilie Crâmu, 680 și încasări 76 de milioane, 760 de milioane 900. Deci aici e problema, 18.000 de litri de motorină, 96.000, adică să înțeleagă lumea, aproape un miliard. Da, și a adus în casă 400 de milioane. Une diferența? Da. Benzină, 11 tone 100 de litri care fac 57 de milioane pentru mașina asta care nu s-a mișcat pentru, de vreme. Pentru asta albă, de aceea asta e a primării. 1800 de litri care fac pentru udat tăiat iarbă. Deci ăștia au fost
pe banii mei, că el nu dădea, tot eu tăiam când eram viceprimar, dar eu cumpăram benzina pe banii mei. Asta e cumpărat numai pe banii mei. A, deci asta ați cumpărat asta, pe banii mei? Numai pe banii mei, că mie spunea că se da. Și el o trecea aici? Și o trecea aici, că îmi spunea, zice, să faceți. Mai știu eu unul care tot așa, mergeam cu el și după ce plăteam, pe unde plăteam, lua el bănurile. Exact, am fost și cu el la București odată și ne-a luat banii pentru transport pe mașina mea. Da. Deci eu am băgat gazul, am băgat motorină la mine 2021-2022. De 10.000 și am făcut 680 de milioane și încasări 76.900, da? Corect. Da? Benzină, deci 2357, decât... 2357. Corect. Da? Și a făcut atâta, s-a luat. Nu, e clar, e clar. A, și asta e în trecut când a fost tot domnul... 2016, motorină. Da. 18.404. Da? Și casări 4.000 și asta e incredibil. Da. Incredibil, domnilor, ce se întâmplă în țara asta, incredibil. Și benzină. Și benzină la fel, uite. Da. Da, deci 9.918 și încasări 1.114. Adică pe fiecare an în parte. Incredibil. Pe fiecare an în parte. A, și mai aveți aici, uite. 2016, 2017. A, deci fiecare an era aceeași poveste. Exact, da. 16.432 intrări, încasări 7.150. Deci mai ceva ca dublu. Asta stați și asta se benzină 10.174. Făcea naveta cu ea pe unde dorea. Vedeți, dacă nu-i poliție, măi frate, eu când vă povestesc că poliția... Da, nu stăteam 900, secundă, da? 908 lei. 2018. Deci, în fiecare an, aceeași poveste. Da. Păi nu, dar știți ceva? Dumneavoastră, acum bine, că au 3 ani, ultimii 3 ani, puteți să-i faci... I-ați făcut audit? Când vine curtea de conturi, n-am făcut ca să fiu băiat cu bun simț. Dar de ce să fiți băiat cu bun simț? Exact. Eu, uite, 20.000 și casări 10.000. Da. Deci, luăm un mare așa, da? Uite, 1.000 și ceva și 830 de lei. Incredibil, incredibil. Da. Incredibil, 2019. Incredibil. Incredibil. Da. Deci așa boierii României așa trăiesc. 24.000 da, intrări, 7.000 și ceva încasări. La fel. 11.000 cu 1.600. Incredibil. Dar în fiecare an, domnule, în fiecare an deja deja este nu stătea mașina deloc. Și 2020 până la 1 noiembrie. Asta când sunteți dumneavoastră. Deci am intrări. Adevărat am viat. Intrări 17.000, încasă 9.600. Până ați preluat dumneavoastră, chiar în noiembrie știu că a fost. În octombrie, da. Pe 20. În noiembrie, da. Da. Și asta 17.000 cu 1.080. Incredibil, incredibil. Și, asta e mașina care a popat dacă banii. Credeți dumneavoastră că eu aș fi cel care, bineînțeles, mă bucur că spuneți, ca să repar un motor la un buldo. Să repar un motor la un buldo, la un motor cu 4 pistoane, să-l repari în 2017, când eu am dat pe mașina asta a mea 7500 de euro și mă prind cu ea, că statul îmi dă bani am și eu nu trebuie să-i mai consum pe statului. Deci să trec că asta e mașina dumneavoastră, personală. Da, și nu mergeți cu mașina statului. Deci uitați, fraților, nu l-au pe domnul primar, nu-l cunosc la văzut în viața mea, dar este de apreciat, adică ceea ce am văzut la acest primat, n-am văzut la în toată țara. Da. Lasă mașina primăriei și merge cu mașina dânsului. Da. Vă dați seama ce... Și s-a făcut un deviz la un motor de la un buldo care n-a funcționat decât câteva minute, de 400 de milioane. Ia stați așa, 400, da. 400 de milioane. Da. Ăsta a fost în ce an? 2017. 2017. Așa, da. Am înțeles. Când euro era 35 sau 40. Da, dați să vedem finalul aici. Nu, ăsta. Da. 47. Așa? Da. Uite, 40.000 de lei. Da. Păi și cum și a mers de cât astea facturile toate? Da, facturile toate tot în 2017. Da. Păi și cum? Nu erați atunci viceprimar dumneavoastră? Da, dar nu mi-a și n-ați, putut să-l dați pe una poliție? Parchetări? Da, am făcut un ați făcut atunci? Am făcut un document. Și ce? Clasare? Dumnealui a spus dacă n-a făcut nicio greșeală și s-a clasat toatele. S-a clasat, nu? Da, așa dă procurorii clasare, că de aia suntem în România și lucrurile merg extraordinar. Dacă eu am dat pe o mașină 7300 pe o mașină și mă prind cu ea de 5 ani, tot în 2017 cumpărată, și dumnealui a reparat un motor cu 4 pistoane, cu 10.000 de euro tot în 2017. Am înțeles. Atunci cine hoțul, cine cinstitul? Păi au adus facturi și asta. Bine, că asta se poate să tai, da, asta care este. Da, poate să tai că ea, că au supra, nu știu ce putea să facem asta. Sper că aveți mașină, da, dacă înțeles. O garnitură de chiloasă face 15 milioane astăzi. Păi asta am vrut să vă spun. Ce trebuia? Vă mergeați la piese auto, la 3 firme, aduceați 3 oferte de la fiecare și eu le atașez la dosar. Eu numai așa lucrez, cu aia care mă supără, că nu prea am timp, da? Cu aia care mă supără și primarii care mai îmi dă bătaie sau așa, mă duc și mă uit pe achiziții lor. Ce... Înțelegi? Din punctul meu, când doriți și mergem prin localitate și dacă din punctul meu ați dori să aveți o jignire, atunci
eu prefer să plec nu, acasă. Eu am venit precaut pentru că zic, doamne, să nu iau bătaie, zic că nu, am mai întâlnit, adică am mai luat și bătaie de la primar, nu e o problemă. Și CD-ul și cu filmul dumneavoastră. Nu ai nevoie, doriți. Gata. Vă mulțumesc mult, sănătate. Să aveți în drum bun. Să știți că mi-a făcut plăcere să discut cu dumneavoastră. Da, mă bucur. Singura problemă este cu... Da, și da? Pe mine mă deranjează. Deci de ce mă deranjează? Pentru că astăzi în comunitate, știți dumneavoastră, nu de vot. Că votul obții când ești cetățeanul trebuie educat cu frica, cu sancțiune. Da, este adevărat. Că aveți posibilitatea să-i sancționați. Asta era cel mai bine pe timpul Olland. Eu am crescut pe timpul Olland. Eu am plecat și mă mai duc și eu spre Vâlcea câteodată cu soția. Și am văzut toată localitatea, tot orașul ăla, foarte curat. Și i-am spus să-mi arăt și mie o hârtie pe jos. Și dacă are ceva împachetat, eu mănânc cu totul. Pentru că și mie, dacă vedeți aici. Nu, e curat, am văzut, m-am uitat. Nu, nu, adică că nu, numai că n-am zis să fiu, exact da. De sinceritate și de asta, așa doresc să, adevărat am viață, să fiu curat. Altfel, dacă era de aici mizerie, eu și după Deni am programat oameni. Nu, am văzut, nu v-am criticat pentru chestia asta, v-am criticat pentru ceea ce este acolo. Aia e o critică care mi se aduce mie, este adevărat, astăzi că eu sunt aici, dar asta e de mult timp. Da, este, că nu s-a format în 2 ani, acolo e... 34 de ani. Da. Da, și trebuie eradicat fenomenul. Este adevărat. Trebuie eradicat. Și încercăm, eu de asta v-am spus că și încercăm cu toate. Știi ce se întâmplă? Eu vă spun de pe acum că o să trimit iar garda de mediu, da, să bucur, vin și cu poliția și cu astea, că astea eu asta fac. Știu, deci da, nu, acum nu da. Pot să mă opresc din ceea ce fac. Nu. Dar dumneavoastră trebuie să eradicați fenomenul, că ce se întâmplă? Eu tot mai trec, iarăși mai vin, iar mai cresc presiuni și pe aia de la garda de mediu că îi reclam pe aia, după aia nu mai întreabă cu dumneavoastră. Eu nu mai, eu vin dat acum la dumneavoastră, după aceea nu mai trebuie cu dumneavoastră aici, eu am cu aia de la garda din mediu. Eu am înțeles și este adevărat ce acum dumneavoastră, cum decideți dumneavoastră aici? Acum, nu. Știți ce aveți foarte bine făcut. Noi suntem, nu limitați că nu te lasă cetățeanul. Banul vă vorbește astăzi și ca să arunci bani. Puteți să-i și educați între timp, dacă vreți. Și... Dom'le, dumneavoastră, știți că dacă ești educat de când ai 7 ani de acasă, faci așa. Dacă te-ai născut da. În doaselea, da. Niciodată nu o să fie educat. Da? Gata, domnul, vă mulțumesc mult. Să fii sănătos. Sănătate, numai bine. Mulțumesc. Un primar amabil, într-adevăr, are și el dreptatea lui, dar așa cum știți, noi le avem palii noastre. Și țara asta trebuie să facă curățenii, da? În țara asta trebuie să facă curățenii, restul nu mai contează. Părerile primarilor și interesele și toate chestiile astea le lăsăm la o parte. Noi mergem cu ale noastre, da? S-a alarmat lumea deja aici, că am venit cu filmatul. Nu știu ce e, da? Lumea agitată, de-aia v-am spus că nu prea sunt străzi asfaltate, adică vreo două pe aici în centru și într-adevăr are piatră peste tot, dar lumea încă este în galoși. Alo, să rămână. Bună ziua. Doamna doctoriță? Da. Doamna doctor, dumneavoastră sunteți și de la Traian? Dar dumneavoastră cine sunteți? Nițu Robe Gabriel vă deranjează, de la Traian, de aici. De asta nu știu dacă aveți arondat și satul ăsta. Ia vorbiți. Alo. Alo, bună ziua. Bună ziua. Domnul doctor? Da, domnul doctor veterinar, dar mi se pare că vă cunosc pe dumneavoastră. Mă cunoașteți? Poftiți? Nu știu dacă mă cunoașteți. De unde să mă cunoașteți? Vă cunosc după voce, da. Ați fost în teritoriu pe aici, pe la noi. V-a sunat de la primărie? Nu, m-a sunat de la primărie. Eu nu sunt la Traian. Am fost la Traian în 2019. Am înțeles. Nu m-am contract din 2020 cu Traian. Deci nu mai aveți treabă acolo, nu? Nu. Dar cine ar fi?
nu pot să văd secretul ăsta. Interesați-vă dacă tot ați plecat pe surșele astea. Bine, nu, eu știu cine este, dar nu răspunde la telefon. Tocmai din cauza că a fost anunțat, ca și dumneavoastră. Nu, eu n-am fost anunțat de nimeni. Eu vă urmăresc că sunteți pe traseu pe aici de câteva luni de zile, dar... Eu zic că dumneavoastră ați greșit brazda asta a medicilor veterinari, pentru că, în general, eu nu vă spun în general, dar sunt și excepții. Medicii veterinari își fac treaba, să știți. Sunt niște oameni cu caracter, sunt niște oameni care îi respectă serviciul, îi respectă programul strategic. Am văzut comentariile dumneavoastră. Eu vă felicit pentru ceea ce faceți. Așa, dar... vreau să spuneți că tot ceea ce am filmat eu, cabinetele astea erau conforme, nu? Adică dumneavoastră, așa, ca opinie, ca și medic veterinar, dumneavoastră confirmați faptul că toate cabinetele astea au fost conforme? Nu, adică... nu. Păi eu v-am spus, dumneavoastră aveți dreptate în ceea ce spuneți, dar sunt și colegi care își fac treaba asta. Păi tocmai asta e, că tocmai asta este problema, că aici trebuie făcută diferența, normal, bineînțeles. Asta am vrut să vă zic, nu trebuie murdărită profesia. Nu. Sunt colegi care merită ceea ce spuneți dumneavoastră, înțelegeți? Păi, și trebuie avea... Păi ai caut. Atunci vă urez succes. Vă mulțumesc. Sănătate. Numai bine. Domnul doctor, unde aveți cabinetul să vin la dumneavoastră? Că am o problemă cu o rață. Cu o rață. Ce probleme are? Păi are mai multe probleme. De vreo săptămână nu știu ce se întâmplă, că nici nu mai ouă. Are și niște insomnii și cred că și are o răgușeală, așa, nu știu ce, o fi răcită, nu știu ce naiba o fi. Haideți să vă zic ceva. Eu sunt medic pe generalist. Dacă vreți să vă rezolvați problema, mergeți la Caraga, lângă școala 2. Spuneți că v-a trimis doctorul Pârlogea. Atunci vă rezolvă clar. Da, păi am sunat acolo, să știți că am vorbit cu domnul și mi-a zis că nu este el pe Traian, dumneavoastră sunteți pe Traian. Dumneavoastră aveți mai multe comune, să înțeleg, că am căutat cabinetul și nu l-am găsit aici. Eu sunt medic veterinar individual și de asta e mai greu să mă găsiți. Dar vă spun, mergeți la școala 2 că vă rezolvă. Dar n-aveți contract cu primăria dumneavoastră, cu statul? Nu, cu statul, nu cu primul. Nu am contract cu nimeni. Am înțeles. Individual. Da, ați declarat pe... Pe toate speciile. De ce să vă învălui cu prostii și să vă spun inutilități. Dar pentru orice eventualitate, faceți un bulgăraș cât bobul de grâu de drojdie. Așa. Și dați-l pe gât de 3 ori pe zi. Și să liniștește, să înțeleg. După aia discutăm dacă în cazul în care nu vreți să mergeți la medicul de rândă școala 2. Da, păi de asta că m-a trimis la mea și m-am uitat pe lista aia, dumneavoastră sunteți pe Traian, de asta v-am și sunat. Știu, dar eu sunt medic veterinar individual, eu nu mai sunt concesionar. Înseamnă că a rămas lista așa, lista veche, să înțeleg. A rămas lista veche. Cine este în locul dumneavoastră, ca să mă duc acolo dacă... Vă duceți, dar vă duceți inutil. Păi de ce? Romineașu e, dar vă duceți inutil. Păi și unde are cabinetul? Adică pe ce comună? Că pe Traian nu este niciun cabinet. Îmi cereți lucruri imposibile. Nu știu dacă e pe Rotunda sau pe Bucinișu. Păi la Rotunda nu este, ca tocmai ce v-am spus că am vorbit, că domnul de la Rotunda are cabinetul pe acolo, pe unde m-a spus dumneavoastră, pe la Caracas. Că nici în Rotunda nu mai e cabinet. Dacă vreți să vă rezolvați problema, da? Costă un pic, dar asta e, vă rezolvați problema, mergeți unde v-am zis și eu și spun că m-a trimis doctorul Pârlogea lângă școala. Și spunea dumneavoastră să-i dau niște așa pe gât, nu? Sau
paliativ, da? Încercați cu bulgăraș de drojdie, da? Cât boaba de grâu, numai mare, da? De 3 ori pe zi. Am înțeles. Și să dreci vocea? Poftiți? Și să dreci vocea cu chestia asta, ca ai spus dumneavoastră? Da, da, să dreci și vocea, da? Aha, de asta, că era cam răgușită ieri, am... Are așa o răgușeală și nu... Și, dar ce facă? Nu mai doarme noaptea, domnule, nu mai are numai insomnii. Asta ce mai dau pentru asta? Să rezolvă, e perioada pontei. Ce? N-aveți mascul pentru ea. A, atunci... Îi trebuie mascul. A, o să mă duc să cumpăr, că... Ura, hormon. Să fie fericită și ea. Să fie fericită, da, și... Păi dacă, na, ce să o țin supărat așa toată viața ei? Da, și pe, că nu mai ou, ce se întâmplă? Nu am mai mâncat și eu câte un ou, câte un... Asta e problema, că trebuie om. Trebuie mascul, da. Că viața e făcută în doi. Aha, Nu e singular. Da. Da, nu mai măcăni cum măcănea, că făcea înainte, mai s-auzea ce... Asta e perioada împerecerilor. Opa. Ei trebuie mascul. Aha. Mă duc să-i caut sufletul perechii, că nu mai... Nu se mai poate. Sufletul perechii și să vedeți că se rezolvă totul. Gata. Da. Gata. Vă mulțumesc mult, domnul doctor. Vă mulțumesc mult. Mulțumesc mult. Sănătate. Numai bine. Sănătate. Hai. Păi te aștept pentru că veni cu ăsta și nu știu ce cu apă. Vii sau plecă? Aqua, zici? Aqua. Și mai dați un... un cola. Un cola. Da, ai te ajuns cu aspiratorul? Da. Am vrut, dar n-am reușit. Cum e infarctul? Cum e infarctul? Dacă am fost cu minții, a plecat. 10, 20, 3, 4, 5. Ia. Dați-mi și două țigări. Cât este? Marble? Tu care? 2 lei. Doi. Mulțumesc. Ce să fie? Maru, să te vin acum. Unde țin și bananele? Da, 50 de bancă? Da. Să nu vă mai dau iarăși, mă rog? Da. Ia uitați. Da. Thank you. Uite. Banane de la producători, țigări tot de la producători, așa e la țară. Pentru ce s-au făcut trotuare? Ca să depoziteze agentul comercial sacii cu ciment. Da? Și cetățeanul să intre până noroi. Da. Deci el are magazinul pe trotuar. Tot magazinul pe trotuar. Bă, ăla e robinetul.
de trecere. Așa că, da, e bine să la grădină. Păi numai partea asta, atât. Ce căutați? Nu iau să ceva de mâncat, de băut, de ceva. Dați-mi și mie, vă rog, un corn. Ce aveți pe acolo? Că mi-e foame. De foame, ce aveți de foame? N-aveți nimic? Ce acolo? Biscuiți de aia sau alea, uite alea, alea. Așa, da, aia, da. Așa? Așa, mai dați-mi și stixuri. Așa, ce mai e pe acolo? Salatini. Salatini? Dați-mi salatini. Dați-mi salatini. Așa și dați-mi un suc. La jumătate? Nu, la doză. Mai mic. Cola, Fanta? Cola, ca să fiu în formă azi. Ce am așa pe ublei? Mai dați-mi două țigări și vă ies. Sănătate, mulțumesc mult! Gata! Unde se află magazinul ăsta? Unde se află magazinul ăsta? La doi pași de poliție. Adică nu are mă treabă, mă, nu. Nu știu, bă, frate, dacă aș fi polițist aici, în satul ăsta, în localitatea asta, în comuna asta, le-aș pune pielea pe băț. Ori e lege, ori nu mai e nimic. Uite, aici e miliția. Da, aici e miliția. Uite. Uite. El e pasnicul de la post. Și aici e miliția. Aici, legea 155/2001, da? Privind gestionarea câinilor fără stăpâni, primăria, adică chiar poliția ar fi trebuit să sancționeze primăria privind aspectele astea, dar se închide ochii, da? Ca și la deșeuri acolo. Uite, da? Deci este ceasul, ca să vă spun și cât e ceasul. Bine, nu mai contează că oricum e zi, dar este ora 11, fără 10. Da? La 11 fără 10, becul merge la foc continuu. Cabluri pe acolo trase. Ce și frică să nu te curentezi. Are într-adevăr numărul acolo, să-i sunăm pe băieți. Nu vreau să mai arăt condițiile, că știți foarte bine că sunt chinuiți polițiști în mediul ăsta rural. Dar atâtea cabluri, atâtea, uite. Să nu ia foc. Poate să ia și foc, cred. Aici nici firmă n-are. Adică dacă ne mutăm la poartă... Nu știu de ce e aici. Reclamă, reclamă. Doar atâta. Atât, 3 pâini. E reclamă. 3 pâini, da. Hai, aici. 50. Lăsiți-mi, vă rog, două țigări și o apă, plăcă. Da. Da, atât. O apă, plăcă. Țigări jumătate. De care? La care o fi, nu contează. Marble? Da, marble, da. Foarte bune marble. Fum, să iasă, fum. Fum, că... Iasă fum mai. Da? Marble, da. Să mă negresc de-ata fum.
O apă la jumate, bor se caia de acolo sau așa. Asta. Da. 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 Nu e caldă. Și pe ce e bun. E bun, nu contează. Nu contează la lung, ca 45, ca tot. Acum de toate. Da. Bine, ai 15 ani. 4 lei 5. Mulțumesc. Acum ca merg da. Și cu ia poli. Deci nenea aici. Nenea aici e teroare. El n-are nici fermă, n-are nimic, e fără nume, fără, nu știu ce e aici. Da, ia să vedem noi mai târziu. Ce faci, tate? Te odinești sau te hodinești? Te odinești sau te hodinești? Ce, vrei o țuică ceva? Vrei o țuică să bei ceva, te cistesc? O beri, o beri tata, hai că ți-o beri. De care beri vrei? De care beri vrei? La sticlă. La sticlă? Gata tata. Da, ți-l vă rog eu o beri la sticlă că... Bună ziua! E băia bun. Hristos a înviat? Adevărat a înviat. E băia bun. Păi e bun să știți că ne bate clopotul. El e clopotarul comunei. Ia uite ce bun este. Vă interesează? Când o să am nevoie, da... Nu, păi dar de unde sunteți? Prea... Unde sunt treacă? Că da. Nu știu dacă ajunge el. Da, m-am mutat acum, de curând aici. La noi? Da, da, da. Ia uite, și cu oliva aveți? Da, păi da, venim da, de la biserică. A, sos cu biserica, sunteți credincios. Păi, da, da, dați-mi și mie, dați-mi pâinea aia, o pâine de acolo. O pâine, așa, luați pâine. Dați-mi-o pe aia, așa. Mai dați-mi, ce mai e pe aici? Nu, nu aveți, avem. E? Atunci pâinea aia este bună. E bună. Mai dați-mi chipsurile aia de acolo. Păi aveți și copii? Pufuleți, da. Pufuleți? Da, 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 dați-mi da. Pufuleți aia. Așa da. Și dați-mi să-i dau băiatului berea. Bere? Da, da, dați-i de aia mai mare, așa. Hai, 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 mai mare, hai, ursus. Ursus? Ursus, haideți, doamnă, că nu, că e băia bun, dacă... Dacă ne bate clopotul, păi, cum ce să mai? Toți aveți nevoie de el. Da, păi, ne ducem toți dincolo, știți? El vă dă... El, da. Finalul. Ia. Dați aici, băi. Dați-mi schimbat. N-aveți, mai... Nu prea, că sunt mai fisări mari. A, aici nu prea aveți mare lucru așa. Nu prea mare lucru. A, dați-mi două țigări, că văd că aveți acolo. Nu pot să vă dau decât pachetul întreg. A, pachetul întreg, nu, nu, nu se discute. Da, deci cât îți faci toată când mă coastă? Și mai dați-mi aia, ăla, pufuleți. Și pufuleți. Așa. Ia puneți-mi și o 100 de lei de la de unirea. 8,50 lei. Dacă vreți unirea, vă pun la bufet. Deci, da, pe ulița, nu pe ulița cealaltă, pe nu, dar aveți acolo paharul și cu aia, puneți-mi 100 da, de aia. A, vrei să puneți-mi, doamna, acolo, ca să nu mai așa, puneți-mi. Păi vreți dumneavoastră unirea sau? Puneți, doamna, acolo, că beau eu. Da? Beau. Bețiv. Hai, doamne, că nu pare să fiți. Mai roșie în obra sunt eu, decât dumneavoastră. Da, să munciți. Da? Da, eu nu prea muncesc. Da. Că și așa să vaite ăștia că... Zice, du-te bă la muncă, bă, cum știu ce. Dar nu mi-a spus dacă v-ați mutat la noi? Da, m-am mutat, păi, acum. La mie, eu sunt Jana de la magazin, da. Mancea Ioana, da. Născută, crescută aici, bravo. De 52 de ani. Sunteți căsătorită? Căsătorită, doi băieți, nepoți, cu nunia civilă. Cât mă coastă? Vă costă mai mult. Ia să vedem, ia, mai, vă mai dau diferența. Dacă nu, nu treceți pe caiet, unde-i caietul ăla care îl aveți? Că l-aveți acolo, sub tijghea. Peste tot în țara asta sunt caiete. Da? Dar eu nu prea am ce să le dau pe caiet. Că dacă, e mai făcut da, dau pe pungă de pufuleț. Rămâneți fără nimic. Rămân fără da, nimic. Rămâneți cu caietul. Da. Rămâneți cu caietul în final. Rămân cu... Ia da. Vedeți câte e. V-am dat bine, nu vă dau. Păi nu, că nu. Așa, avem 5 lei coniacul, 5 lei berea 10, da? Avem 2 lei punga da? De pufuleț 12 și pâinea 1,50 lei. Gata. 3 lei 50 la 13 lei și 50 de bani. Așa, da. Da. Da, da. Da, păi stai să mă spun, da. Bani bani de casa de masacă, după aceea, cine știe dumneavoastră, aoleu. Venit nou aici în comună, a, zice, nu i-a bon. Dat nici bonul și zice, ia, bă, ce te contează soția? V-a sunat de la primărie sau? Nu, cine a, nu știu, spun. Păi de asta că o spuneați de bon, de nu știu ce spuneți. De bon, de casa de marcat, da. Fiecare magazin dă bonul pe la a, casa la marfa da. Vândută.
Domnule, dumneavoastră aveți o problemă sau faceți glume? Nu știu, doamnă, că n-am mai auzit până acum. Nu mi-a dat bun nicăieri, că doar... Ei, eu aici sunt femeie săracă, dar dau bun. De asta am și supraviețuit aici de 18 ani. Aha. Și cu controle, și cu cu toate ele. Deci nu am prococ. Dumneavoastră sunteți patroană? Eu sunt patron, vânzător și măsurător. Trei într-un. Da? Dar de ce era supraviețuit? Ce vi s-a întâmplat? Nu mi s-a întâmplat nimica decât... De la fostul primar care a fost, țăpi! A, și acum actualul domne, v-a sunat și v-a spus, băi, vezi să iei asta, că... Nu m-a sunat, domne, nimeni. Ai, vrei. Da. Da. Cu cine vrei să vă puneți? A? Bine. Cu toată lumea. Cu toată lumea? Da. Ei, cu mine să știți că da? Vine. 14, 15, da. 16, 17, 18, da? 19, 20 da. Și bonul de casă vii la ia uite-mi, dă și bon, doamna. N-am mai întâlnit așa ce. Sigur, la bucată nu mai dați, bonul dați, dar tot... Dacă vrei să scrii vreo carte, vreo povestioară, ceva, da. Vă ajut? Eu uite. Ce, sunteți scriitoare? Da. Eu uite și scriitoare. Bine, dar doamna mi-a pus mâna pe pâine, ia oricum ce este aici, este totul, da? După cum se vede, faci în salon, sau uitați cum arată pe aici, pe deal, totul negru, totul. Deci nu e de... Da. Marfa, după cum se vede. Da, bine, nu va fi scăpat. Da, va scăpa de sancțiuni, cea cu bonul, dar restul vor merge strună. Ce să... Domne, păi nu, că de asta, că nu știam ce... A venit cu bonul acum? Bun. Olea, doamnă. Așa. Puneți-l acolo să-mi decontezi să fie. Aveți numărul primar, că vreau să-i dau un telefon. Spune. N-am, domne, n-am. N-aveți? N-am. Ia uite, ați bătut-o bonul de azi dimineață. Păi da. Da. Cum să mă, domnule? Păi spuneați că ați fost... Spuneați că ați fost la biserică. Acum când ați bătut obonul? Am închis, am mers la biserică, am ascultat slujba, am făcut veșnica la Cucoliva. Ia uite-l! Am venit și Cucoliva. Cum o cheamă? Cum te numești? Petre, Petre Clopotar. Domnul Petre, uite, v-am adus și la pahar și la sticlă să vă cinstiți astăzi, că e ziua mea. Da, e ziua mea. Mie nu-mi dă mă cinstit, dar spune nimic? Păi vă citești plața noastră, ce vreți de acolo, că vă cinstit, nu e o problemă. Dar liniștit, am glumit. Dar să... Nu este nevoie. Vă văd că e bun, e bun, așa nu, ai grijă, amestec, dar să nu zic din rău după aia. Uite, ce mai vrei de aici să mai dau? De mânca vrei? Îți dau de mânca ceva? Mi-a dat de pomană. Ia și punga de pufuleț, pete și zâmbă da proste. Dar ești cam murdar pe mâini, omule, nu păi prea te spune. Nu are... Uite, și pâine. Dacă în 16 ani cât era domnul Negrino primar, ne băga apă și canal, să spăla și el la Deci noastră aveți conflict cu fostul primar cu și fostul cu actualul ții în brațe, de-aia v-a sunat. Aolo, păi da, e prea grea, domne, când s-au ținut în brață. Da. Da. Hai, uite, ia și zâmbă dacă ca să la mai tragi clopul tău aici la cine dar are nevoie. Dar urma acum, nu, că de fapt el nu e pretențios, ce-i dă omul? El da? Se mulțumește, să știți. Cu orice? E născut în 63 și nu doare nici mână, nici picior, nici nimic. Doarme pe aici, pe colea. Cum doarme pe aici, pe colea? Au și o căsuță. Doarme așa pe drumuri, omul ăsta? Au căsuță, dar fratele celălalt care e mai bolnăvios ca el, îl mai scoate afară. Și el atunci se lipește la clopot, niță, doarme acolo. Deci eu doarme pe drumuri. În stație, mai mici, la cimintire, așa. Dar lasă un Dumnezeu sănătos. Să mulțumește cu cei de lumea de la mormântare. Un colac, o mâncare, ce rămâne acolo, el zice vodaprosii și le mănâncă, să știți. Da, da, da. Spune vodaprosii, Petre, și să ți-i bași bine, să ți-i de mâncare. Adevărat a înviat. Da, ce să zic, îmi pare rău de situația lui, dar... Da. Așa, să ți-i pui bine. Da, are și o pensioară, dar nu au pe nimeni, el și fratele, și mănâncă și apucă. Nu e femeie la ușa cășii și la ușa bătăturii să le pună masa, să-i pună să spele, să le facă de chestiu, e greu. Dar ia-ți-mă Dumnezeu și ăștia sunt lăsați toți de la Dumnezeu. Ești mulțumit? Hai, v-am pupat, la revedere. Așa și? Sănătate. Și? Dumneavoastră? Eu. A? Mă plimb. Foarte bine. Da, foarte doamnă. Bine. Păi, bine că te cunoști pe aici, pe da? La mine. Uite, da. Cu ocazia asta nu mai vine poliția, dacă tot... Păi, să știți, că și dumneavoastră...
trec în control, sunt trec. În control la ce? În control la ce să treacă? Zice că au câte, au control, un control de rutină, așa. Ce? Au venit, oamenii vin, controlează și pleacă. Ce controlă? Ce controlă? Săracă la noi nu e. Păi dacă vine... Nici dumneavoastră nu am sunteți conform aici, doamnă, cu ce... Nu sunteți conform, că mai sunt, nu e numai poliție. Vorbim de ANSVSA, de DSP. De... A, vin! Mă... Și v-ați luat sancțiuni fiecare dată, nu puteți să-mi spuneți. Domne... Uite, doamna, uite, vezi, doamna e după mine. Doamna e de la măgăsii, deci. Să fiți dragostirea dumneavoastră? Nu s-a îndrăgostit, cred că a venit de la magazin de acolo, nu că... Ce să zic, că oamenii... Au fost anunțați asta. La asta e zona, la noi e zonă săracă, nu da. E, suntem procopse, suntem toți oameni de rând, da. Dar avem bunătate în suflet, da. Domne. Și aici ce-i? Uite, aici este asta, organizația unde ne-a primarul, unde, care spunea că nu-i primarul aceea, n-are el aici cu PSD-ul. Primarul care este nu, acum? Nu are niciun sediu, că el are... El da, primărie. Da, e la primărie acum, dar da. Nu-i sediul lui ăsta, nu-i cu PSD-ul el. Domne, avem pe domnișoara Vice care a pus plancarda asta aici. Da, dar da, tot el da. Este, nu-i cu PSD-ul primarul. Ce parte de primarul? Domne, că cu PSD-ul, păi, că vedeți... tot să am fost cu PSD-ul, că de la PSD-ul... Nu-i problema că cu PSD-ul, dar eu mă refer că, uite, a avut asta nu. Vis-a-vis de dumneavoastră aici și vă aveți pe relații păi cu el. Vede... Vă aveți pe... Bă, bune, domnule. Păi uite, v-a salvat acum, că vă luați da. Niște mai mezi mai mari. Acum vă luați viață mai mici, că tot o să treacă și alții, că nu sunteți în regulă. Nu sunt în regulă. Când v-ați luat ultima ta amenzi? Nu mai țineți minte. Vă luați acum ca să vă aduceți aminte. Aoleu, da, și dumneavoastră dați amenzi? Nu, eu, doamnă, m-ați văzut, da. I-am cumpărat și am plecat. Ei, o să vină alții, are timp. Nu, alții să da? Vină, că îi așteptăm cu drag, dar... Da, da, nu tot... mai și trebuie. Și ce credeți, că dacă suntem sărași și ne mai dă amendă, nu, e de sărat, doamnă, este vorba, mi-a spus mâna pe pâine, e vorba de boli. Pâinea este acolo cum este. Stați, domne, din gură, că pe timpul da. Ceaușescu... Uite, i-a dat-o lui băiatul, băiatul este... I-a fost pus în pungă, stați liniștit, da, pe timpul da, cu mâna după bani. S-a mâncat da. Pâine tăiat în jumătate și n-a murit nimeni. A murit, erau spitali pâine. Eu am scăpat, am scăpat din spital, am scăpat sănătos, că au murit jumătate din salon a murit acolo da. Odată cu mine. Și am scăpat eu. Da, și acum vreau să-i pun la punct pe ăștia care... Doamne, doamne, dar să știți că... Care răspândesc hepatita A și B. Pâinea să dădea jumătate de pâine. Ați auzit de Helicobacter pylori? Și știți dumneavoastră... Helicobacter pylori, ați auzit de el? N-am auzit, domne, că nu sunt medicul, știe ce e ăsta. Eu dacă sunt femeie de la hepatita... țară, de unde știu eu cum îi spune ăluia? De hepatita A, ați auzit? Domne, lasă hepatita, era și pe timpul lui Ceaușescu. Era, nu? Și B-ul și A-ul și A-ul și B-ul și toate erau. Dar să știți că medicii da. Până la urmă își de fac datorie. De boala mâinilor murdare, ați auzit? Păi dacă nu se spală, ce să... Da, dumneavoastră v-ați spălat? Da. A, da. Și înainte să punem zâna pe pâine? Da. A, da. Da, folosiți... Păi spălai paharele la bufet. A, o, toată ziua sunteți, da. Folosiți, da, da, cu mâna în apă. Mâna folosiți, da. Și pe la veceu, și pe la... Dar să știți că pe timpul lui Ceaușescu, noi aici în Oltenia mâncam pâinea adusă de la București, cumpărată în saci și sacii băgați în WC-uri pe tren. Aha. Să pitulau mămicile noastre ca să ne crească pe noi. Și n-am murit, domne. Da. Am crescut mari, câte 4-5 copii și acum avem câte unul și e sfoiegit, da, mir ce să-i dai și gălbejit, de nici nu zice, n-are roșată în obraz. Lăsați că vă, vă lustriesc un pic aia de la când or să vină, da? Vă lustriesc până astea, că trebuie să vină. Da. Bine, gata. Da, 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 păi de asta, da, da, ați avut noroc cu primarul, cu bonul. Bine, la revedere. Sănătate, sănătate. Deci, exact ce vorbeam, au închis poliția toată ziua, este prezentă, i-am văzut să plimbă, dar au fost anunțați, da? Ei au fost anunțați, uite, și au închis prăvările, da. Ce faceți, domnul primar? Ia, s-a anunțat pe toată lumea pe aici, a fost că n-a mai rămas nimeni neanunțat. Și aveți cum din urmă, asta e biserică, să nu mai ajung dacă sunt vă nepoții, dacă am văzut cu cineva. Da? Dacă nu, cine ar care spune, da? Da, nu știu, m-a recunoscut lumea asta pe aici și... Să fiți sănătos, eu da. Spun foarte clar, eu nu v-am recunoscut. Da, nu, mai erau și alții, da. Dar da. Domnul care a venit, acum dacă tot suntem în fața bisericii, da. Că tot suntem, spuneați dumneavoastră că...
sunteți cu biserica. Domnule, a venit omul ăla și v-a spus la urechi când erați în primării înainte să ne cunoaștem. Aveți cuvântul ăla că n-am înțeles ce vrea să spun. Asta e altceva. Că eu mă uitam cu ce am atac, că întrebai de mine, dar eu nu mă regulă. Dar v-ați dat seama că ceva nu-i regulă. Nu mă interesează. Da. Domne, cât ar fi de neregulă sau neregulă, eu n-am cum sopitul când vii dumneata, da? Da, am înțeles. O găsești la fața locului ăsta și cât despre ea, da, asta e biserică, mergem o cunoașteți pe doamna de aici, de la magazin? De la bar, de aici. Da. Da, mergeți la noi. Am văzut că aveți ăla de partid acolo, în fața dânsii. Nu, și acolo a fost, dar nu mai este. Ca da, dar să vă lăuda așa, adică zicea de fostul primar, că nu știu ce, că dumneavoastră, mă rog, de asta zic, cred că a fost anunțată, da. Nu, doamna e consiliera mea. Consiliera, aaa, și să vorbească urât. Nu, da, am înțeles, vedeți să nu. Da. Gata, sănătate, domn primar, mulțumesc, la revedere. S-a înțeles. Da, gata, cu biserica îi punem la punct pe toți. Da. Da. Gata. Am văzut că aveți monitorizare toată comuna, tot peste tot, am văzut. Am văzut, da. A, nu, că numai și de jini, dar a fost altceva care nu prea am înțeles. Am înțeles. Să vaite că a avut controle. Da, păi le pusea sărul la. A, i-a pus cel. A, deci dumneavoastră sunteți de la ălaltul pusă la punct. A. Pusă la punct, că el știe ce nu vrea el. Ca nimeni să nu facă nimic, adică să n-aibă niciodată. A, și dacă ați fost, v-ați avut pe bunii, ce ați zis, să vă nenorocească pe... Da, toată lumea să fie toți. Jos, să cerșească la el. De la el. Am înțeles, am înțeles. Știți, domnule primar, da. N-am bani să mănânc, da. Să vă mergeți pe strada pâine, asta, da. La numărul 24, da. La casă de trei și filmați și casa mea. Intrați în curte, n-am câine, n-am găină. Nu-i nevoie, nu. Și vedeți ce vila am eu, ce căsuță. Două camere, da? Da. Două camere. El a zis, da. Că celălalt primar, dacă el a fost cazul militar, a zis că face armată. Și 16 ani a făcut armată cu comuna asta. Da. Și nu i-a plăcut. Când eu am decis așa, acum... am cumpărat... Acum avem un primar, un om de rând. Nu, că vorbea domnul primar de casă, da? Că n-are. Aveți timp să vă faceți? Da. Nu o să-mi fac niciodată. Păi, dar aveți 9500 de lei. Nu, 6300 iau eu în mână. Da, dar cu totul 9500. Nu, 100 și ceva. Dar peste... eu în mână iau 6300. Da, dar tot plătiți șomajul, toate chestii. Da. Vedeți că nu sunt actualizate listele salariale după în 2021. Am pe auzit, site. Am auzit, și pe acolo nimic, să le puneți. Nu, ele sunt puse ca declarații de avere, ca toate alea. Nu, nu sunt, pe alea nu sunt. Sincer, nu ne trebuie. Păi nu, dar dumneavoastră sunteți pasibili sancțiuni. Pe legea 153, e articolul 33, în care dumneavoastră o să... Da, dar nu înțelegeți. Eu, urma mea, eu trimit instituții și cât sunt de prieteni cu eu, așa fac. Și o să vin așa, și înțelegeți? Și de asta zic, ca să vă puniți la punct când ori vine ăia să... Nu, că îl sancționează pe el, pe domn primar, de asta zic. Adică, vedeți, nu-ți băia rău. La vârsta mea de 59 de ani, mergi pe strada mea, sărac am fost ravei muri. Eu... Bre, ai acum niște bani acolo, la 6300 ce spui că ai mână, n-are nimeni banii ăștia. Da, este adevărat, dar, n-are eu, dar eu... Ai timp să-ți mai faci camere acolo, 4 ani de mandat, 2 au trecut, mai ai 2? Că eu i-ai astăzi, pus la cec. Eu astăzi când sunt aici, da, puteți să verificați. Da, 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 de un leu, cum primar, nu cu bani de un leu? De ce nu le-ați anunțat că veniți? Că mă primeneam dracu și eu, mă găsesc în brobodită. Da, eu vin așa, pă, auziți, dar ăsta cu este, ce să plătești impozit, taxe aici? Nu să plătești nimic. E gratis, adică doamna i-a dat gratis, s-a închiriat gratis acum. Doamna e cumpărat, dincolo e cumpărat proprietate și sunt aici ne chinuim. Aici l-a luat cineva și ne chinuim. Vă povestesc eu, dacă vreți să aflați despre doamna magazin. Mai mult. Și, și eu aș vrea să fie al meu, al comunității, dar da. Nu pot să... Și al cui până la urmă? Sunt trei proprietari pe el. Domnul Mana, vecinul meu. Sănătate, domnul Bine. Da, a închis magazinul acolo, cred că... Nu eu, nu. Da, cine e doamnă de acolo? Că a închis. Au fost până acum, când m-a văzut, ați văzut doamna aia care vorbea la telefon? Da. Doamna care, vă întreb, că o să spună lumea, lucrează acolo? Are vreo treabă cu magazinul ăla? Nu. Dar m-a urmărit. Patronul trecuse. Hai, și vedeți, și-a închis magazinul. Da. Și-a închis magazinul. Da. Nu știu de ce e, știi, domnule, ei, stai liniștit, că ei știi de ce închis. Nu, dacă ei știi toată povestea asta. Dacă eu sunt sancționat, că sunt sancționat, și ei trebuie să fie sancționat. Care e plan, dacă eu sunt sancționat? Da, uite, ia întreabă-i pe băieții, uite, de la mașină, dacă mă cunosc. Uite, eu nu-i cunosc pe băieții, ia întreabă, domnule, îl cunoști pe băiatul ăsta? Îl întreb pe domnul primar, mă cunoașteți pe mine? Uite, mă cunoaște. Ai văzut? Ai văzut că mă cunoaște? Nu, doamna care a fost acolo,
Bună ziua, doamne. Sau cu cine o fi fost? Cu domnul? A închis magazinul și a fugit. Mie îmi face plăcere să mai veniți pe aici, aveți cuvântul meu onoare. Deci mie îmi face plăcere, eu am spus-o foarte clar. Nu mi-e rușine ceea ce... Da, nu, eu m-am lămurit despre dumneavoastră și înainte să vorbesc dumneavoastră, eu m-am uitat să văd ce faceți cu banii. Mergeți, da. Și am văzut că sunteți foarte chipzuit. Da, nu doar cu chestia asta, cu bălciu care eu nu s-a făcut... Da, dar eu nu l-am făcut bălciu că doresc eu. Cetățenii îmi cer asta, domnule, și nu fac nimic. Da, dar la o comună de 3.000 de locuitori să dați așa nu, bani la, și astea... La o comună care alții dau, am văzut și eu alții au dat câte 10, 15.000, 20.000. A venit cineva, poate cu oferte, vin cu oferte. Acum a venit cu ofertă de 4 genii, atâta am a ta, îți dau, vrei de bine? Și dintotdeauna eu am vrut să mai rup de acolo. Că dacă rup 3.000 de acolo sau 4.000, sunt buni în altceva. Niciodată, dar dorința este a cetățenilor, strict a cetățenilor. Niciunul nu m-a jurat și au venit cât 1.000 de oameni, niciunul nu m-a jurat, nu m-a scuipat și e bine ceea ce faci. Adică că ei, după o muncă tristă, omorâtă, supărată, vor să și mai destindă o dată la un an. Că noi astăzi, eu, așa cum spuneți dumneavoastră, da, salariul l-am datorită lor. Dacă ei n-ar fi fost, nici eu n-aveam astăzi 63 de milioane, da? Da. Și asta meritul e al lor, nu al meu. Da, corect, da, ce da? Să... Și eu, la rândul meu, atâta pot să fac pentru am ei. Înțeles, din casă în casă nu pot să le băduțe le dau. Da, ajut cât pot. Da. Ajut cât pot. Adică că a fost de familii defavorizate, de una de aia, cât pot. Și restul încolo, nu la mila Dumnezeu. Cât pot fac eu în condițiile care sunt eu primar. Restul încolo, ce mă depășește, nu pot să fac. Vă mulțumesc. Dumnezeu să fii sănătos. Sănătate. Sănătate, da, și cu mine. Dacă spuneți că veniți, mă primeam. Nu, dar noi, că e poliție, nu e nevoie. Nu, da. Nu e nevoie. Da. 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 Uite, poliția e la cumpărători. Bine. Da. Am înțeles. Gata. Sănătate. Sănătate, bine. La revedere. La revedere. Da, poliția acolo este locul dânșilor la cumpărături. O să revin, da? O să revin. Promsanii 9.50. Deci. Ce așa punctul, uite acolo. Nu mai lăsați-le că le-am așa că-s cu mașină. De ce? Dați și două țigări. Nu dau țigări la bătate. Bine. Și nici n-am, că nu vei ieri, dar nu dau. A, n-aveți țigări, de fapt. Dar nu dau la bătate. Da, am înțeles. Ok, mulțumesc. La revedere. Una producător autorizat. E până niște portocale. Solicit sprijinul poliției. În conformitate cu legea 218, să vină să aplice HG 28/99 privind utilizarea casei de marcat pentru agenții comerciale. Domnii de la poliție, care tocmai ce am văzut noi puțin mai devreme, le solicităm sprijinul. Da, la toată lumea, cu țigara la bucată, cu... Bună ziua! Doamne, vă solicit sprijinul, de-aia v-am făcut semn. Am mai multe sesizări de făcut la dumneavoastră. Agenție face că n-ar vrea. Da, să-și cartea mea de identitate. Ce rugăminte am? Am cumpărat, tocmai ce am cumpărat la domnul aici, banane de la producător și nu mi s-a dat bon fiscal. La adică, hage, o să mergem la mai mulți, deocamdată la domnul. Adică am cumpărat de aici absolut de la aproape toate magazinele, fără bon fiscal, țigări la bucată, adică ei n-au treabă cu legi. Și au aceste produse, da? Păi le-am în mașină, dar tot ce a cumpărat de la domnul și v-am văzut, haideți să... În primul rând vreau să vă aduc la cunoștință, vă rog. După care vreau să mergem aici, pentru că avem o poluare masivă unde sunt groapă de deșeuri, chiar în stânga aici, vis-a-vis de stadion, și la fel să aplicați OG 38. Vă notăm și noi toate. Da, haideți. Ok. Ok.
Da, nu se mai poate în țara asta. Până nu punem poliția pe evazioniști ăștia care... Ei au impresia că... Ei au impresia că... Totul se rezumă la... A frauda stat. Da? Ei așa au trăit toată viața lor. Prin fraudarea statului. Și-a făcut case, și-a făcut vile. Da? Ia. Prospețimi. Adică nu... Prosperitate. N-am venit să... mă iau de cineva degeaba. Am venit pentru că sunt în afara legii. Ce, linii continuă aici? Nu neapărat, dar ideea dacă tot acționați. Da, dar e zi, nu este, eu scot, nu știu, dar e zi, ia. Da, haideți că o scot, da, haideți ca să vă prezint și după care o scot. Să vorbim. N-ar fi mai bine invers. Da, ok, gata, haideți, dacă, da, dacă eu sunt de vină aici. Da, haideți, vă rog, că e chiar la casă, doar ce am ieșit. N-avea când să fugă. Să. Domnul ne-a sensibilizat cu privire la faptul că a cumpărat anumite produse la dumneavoastră și nu i s-a vizitat. Adică a cumpărat bananele de la domnul producător. El dacă nu dă bon, înseamnă că e producător. Păi eu așa cred, dacă nu dă bon, probabil o fi producător. Am înțeles. Ei, bine, el a văzut poliția afară și știu eu ce a făcut pe acolo. Dar mie nu mi-a dat bon, la pentru că l-am filmat. Poliția nu, că văd... afară și... Păi n-am stat noi afară, n-am ne-a văzut. Văd că el tot caută pe acolo, dar asta sunt... Povești. Da, frate, prezentă că... și mie cartea de identitate, vă rog. Da, da, nicio problemă. Adică în HG 28 pe 99, spuneți-o de clar că în momentul când i-ați dat restul, să-i să dea și bon. La solicitare. Înțelegeți? Nu la solicitare. El trebuie să dea bon în momentul când... Uitați, de exemplu, aceea hârtie de la ANAF nu are. Asta e o altă sancțiune care vă rog să... Bine. El trebuia să o aibă cu bonul, cu tot afișat la loc vizibil, așa spune legea. Deci nu nimic. De la NSV. Unde sunt? Unde sunt? La NSV se ia la fel, trebuie să aibă. Trebuie să aibă de la DSP. Imediat, notăm inclusiv toate... ISU, deci n-are nimic. Dar și de-aia vrei să cumperi tu țigări la bucată? Păi da, ca să-i mai dăm o sancțiune. Aia să-i mai dăm o sancțiune. Bă, dar ce gust. Așa? Da. Domnul ține partea evazioniștilor din România. Dumneavoastră probabil sunteți patronul. Nu sunt patronul. Păi v-am văzut că stăteați așa. Păi dar dacă nu am voie să stau? Da, păi vă că interveniți, vă deranjează că nu dă bonuri. Ba da, uite, a tăiat bonul, ai pe casa acolo așa. Dumneata știi ce spune legea aia care mi-a bucat-o puțin mai devreme? Cunosc eu destul de bine legea. Păi dacă cunoște, nu mai vorbim. Când vă veniți cu tot noi cu fiecare pe capul. Rugăminte la noastră. Da, eu discut cu ei, nu vă supărați. Totodată, nu. Da. Acum discutăm noi. Putem să vedem ce sesizare are, ne facem toate... activitățile, după care dacă vreți personal să discuți, da, pot să discut eu personal. Bineînțeles. Ai fost pe acolo la groapa de gunoi cu filmare, cu aia? Hă, mai vedeți? Avem la București pe Ceaușescu ăla. Vedeți că știți toată păi asta? Păi știu, mai avem noi pe ăla pe Ceaușescu la București. Și de ce nu i-a spus și domnul să dea bun dacă tot știa asta? Haideți să vă dați bani în spate, ne terminăm treaba și v-am zis, dacă vreți ulterior să vă intrăm în alte polemici și nu cred că are relevanță. Dânsul se sesizează, noi constatăm, deci, ulterior, în urma activităților, stabilim cine sau nu e fie sau nu vinovat. Da. Deci a spus dumneavoastră de bon, da? Da, domnule, de aici nu a bonul și faptul că nu are anunțul de la ANAF, de la astea, e o altă sancțiune care chiar dumneavoastră puteți să o aplicați. Da, pentru că puteți să constatați persoana că nu este. Am înțeles, totodată v-am zis, vreau să, într-adevăr, nu este la un loc vizibil. Loc vizibil. În altă parte, nu știu unde ar putea să fie. Oare se VSA, DSP, toate care sunt inclusiv schița ISU, mai multe. Așteptăm să vină să-mi spune de ce. Stabil exact ce se întâmplă. La celelalte unități? Da, o să mergem, fel, o să mergem. Da, mai grav, mai grav acolo. Aici e așa și așa, dar acolo e și mai grav. Bănuiesc că în afară de filmare video, nu avem altceva, un martor sau altceva. Nu e nevoie, am filmare, dar oricând o pot pune la dispoziție, oricum o să fie publice. În dreptul noastră, atâta timp când nu depășesc cadrul legal, puteți să faceți. Da, vreau să mai stârpim evazioniști din România. Înțelegeți că am învățat toată lumea... El nu face evaziune. A, nu, nu face. Nu, dar ce am zis eu că face? El nu dă bonă. Ce? El nu face evaziune, el nu dă bonă. Uite, dacă stau să mă uit mai bine,
sau dacă zice domnul că să fie o răutăcios, eu aș putea să le iau altfel. Uite, pe domnul, că tot, da? Sunt anumite produse care nu au prețuri. Și dacă punem pe domnul de la poliție să le caute, le găsește și mai dă o sancțiune. Vezi, asta pentru că mă provoci dumneata cu chestia asta. Dar eu n-am venit ca să fiu răutăcios pe chestia asta. Mie dacă dădea bun, nu mai chemam poliția aici. Și mai zic dumneata că spui că mai consum, puteai să-i spui. Dar dacă din obișnuință știți cum este, că mâna merge, merge, merge și... Uite, domnul polițist. Domnul polițist. Toate chestiile astea, revedeți dumneavoastră, toate. Nu știi care sunt prețul, deci sunt astupate, uite. Eu nu văd acolo, da? Deci dacă în spatele astea... pe rândul respectiv, ar sticlele aia toate de acolo, sticlele, nu știi care... Are, are un cod de bară și pe uite, are cod de bară, deci... Păi da, spune ce să spună el? Dar uitați sticlele alea, eu nu văd chiar așa și de bine cu sămă. Cea cu portocaliu, cea cu albastru, cea cu gri, cea cu roșu, n-au niciun preț alea. Uitați-le acolo, după aia rândul de jos. Rândul de jos, niciun preț la niciuna. Am notat și aceste neregulă, ulterior stabilim sancțiuni. Adică dacă... Poftic șeful, mă scuzați să ia pe mașină. Ce mai face domnul? Bine, sănătos? Da, de ce nu? E bine. Nu v-a anunțat domnul că zicea că mă cunoaște cu gunoaie, cum știi ce. Măi, șeful, știi ceva? Nu, șeful, că eu sunt cetățean. Ce tai pe casa mea, că nu e frică de nimeni. De ce? Așa, tai acolo. Nu te cunosc, scuză-mă, că să știi că nu te cunosc. Dar auzi o chestie, o discuție pe acelea. Deci dacă mi era... Scuză-mă, tot mă zicea că este ăla de la București, mă, ăsta... Care e la București? Cum spuneam noi, de Ceaușescu. Că ăla mai face ca tine. De-aia au închis ăștia magazinii pe aici? Uite, nu închis, că e ok, e în regulă. De asta am văzut. Da. Dar tu ce lucrezi de aia? Dar vinul în viața ta de zi cu zi? Nimic. Nimic. Aștept să-mi dea stat o... Ce să-mi dea stat? O pomană. Pomană? Da. Păi de-aia aștept numai pomană. Păi da. Închidem o ședință. Dacă aveți... Gata, chiar o închid. Discuție ceva, vreau subiect comun de discutat, stabiliți după ce ne terminăm. Să incităm, nu facem nimic. Știu. Nu, bună ieși. Mircea. Domnul Mircea, tu vă-mi treaba asta. Da. Ieșim noi, vă continuați discuția dacă aveți. Rămâne mai rezervat în spate. Da, da. Domnul Dindiri. Da, șef. Poftiți cadere. Mulțumesc. Domnul Nițu. Da. Și Robert, așa este numele dânsului. Ne-a sesizat. Nu prin apel sau altceva. Efectiv ne-a văzut pe stradă, ne-a făcut un semn. A cumpărat de la dumneavoastră. Banal și nu mi-a dat bonus. Șeful, ce scuze că n-arunc bonus să-l rămânesc. Eu de altă aici și le arunc eu. Deci, omul care și ia ați înțeles, da? El ne-a văzut. Dar nu cum mai contează. De când nu ne-a fost, știți... dacă tu mă știam, știi cum făceam să le dăm dedicație. Eu vă rând două polițiți că știu o lege, dumneavoastră nu știți legea. Și nu vreau să mă cer cu dumneavoastră. Nu mă cer, de asta eu am chemat poliția, adică nu ne-a nebis nici ceva. Să fii sănătos și eu, șeful, dacă îmi dă amendă. Ne mai stabilim ulterior măsuri, dacă e cazul sau nu. Unele produse susține că au prețuri neafișate, într-adevăr are dreptate. Uite, mingile alea, toate alea, jucării, tot ce e acolo, nimic, de ce absolut nimic, avioane, pistoale. Uite, da, deci n-au nimic, mingile alea, camioanele alea, ce, tot nimic, două, trei prețuri, tot ce e acolo. Am înțeles. Ați mai spus șeful, de la NAV, de la OPC, de la NSVSA, ISU, astea nu aveți nimic. Ăla care, tocmai despre, ca să înțelegeți dumneavoastră, că dumneavoastră tot n-ați înțeles unde ați greșit. Anunțul acela în care în momentul când ați dat arestul să dați și bonul. Este un anunț de la ANAF. Nu v-a vizitat noi până acum ANAF, ăștia, ba, da, păi și nu v-au spus ce v-au făcut ăștia? V-au luat în brațe, ce v-au făcut? Păi, da, bun, noi am legitimat. Da, 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 gata, eu îți mulțumesc. Deci dânsul este cel care va oferi produsele? Da, domnule. Da. Bun. N-are afișate, da? Ulterior, prețurile pe așa. Deci am una, două, trei sancțiuni. Asta e, mai dai și mata un ban asta. Dumneata e o legitimație, în ce drept, cu ce drept vizi dumneata să... Ce legitimație? Unde s-a înlegitimat? Păi o legitimație de ceva, de... Pentru? TV, pentru cine? De partid, de ceva, de... Pentru cine s-a înlegitimat? Păi, da. Pentru dumneata? Păi așa vin și eu ăla, păi dumneata te opresc pe drum, bă... Dacă dumneata nu dai bonul la clienți, la clienți le cer legitimații, dumneata, le cer legitimații? Păi nu, dar cine ești ca să știu, dacă da, vine un țigan după drum și mai... Nu, v-a spus, tocmai ce v-a spus, cine sunt, dar nu trebuia să... A, nu, merge mai departe, că domnul e subțire aici. Da. Nu mai a să fii sănătos. Du-te, frate, să nu mai faceți belere, să nu mai faceți belere, că țara e plină de evazioniști.
Da, haideți, dacă vreți să mă urmați, că am mai multe, da, cum, magazine și... A zis ceva și de groapa de gunoi? După care mergi și la groapa de gunoi. Ce mai exact acolo? Ce păi nu, și acolo sunt groapă și sunt munți formați de 30 de ani. Oamenii ăștia nu mai termin. Sunt ordonanța aia 38, 92. Da, haideți după mine. O să opresc eu. Da, haideți după mine. Ce făceai la București, bă, omule? Ce făceai la București? Și uite ce obraznici. Sunt agresivi acum. Că îmi iau bătai, că nu știu ce. Și uite că la București, poți și dumneata un mare șmecher, te pomenești. Și eu nu știu. Ai ajuns de la București aici, la... Ia uite, el deja este la telefon, adică este informat. Da. Să luăm aici produsele, să arătăm, da, cine ai vândut om. Că după aia o să zică că... O să zică că-l mint. Da. Aici mi s-a dat țigările astea, două, că de alea și-a adus. Și cu sticla. Bine, da, e legea 3-4, nu posta legii 15, care trebuie aplicat. Și la fel, HG28/99, pentru că, nu știu, ia uitați, vedeți, în primul rând nu are nicio firmă, iarăși o altă sancționare, program. Eu nu știu ce e aici. Am intrat așa, am crezut că e vreun club de negri, da? Am dat peste un nene asta. Haideți să nu fim, să nu folosim termeni rasiali. Nu, nu, era aceea. Vorbea la telefon, a fost anunțat. Domnule, l-am filmat? Da, nu l-ați văzut când ați venit? La câte da, mașini trec pe aici? Nu, dar era ce? Domnule, era ce? El a intrat și a închis ușa. Domnule, a trecut omul ăsta din aur înainte să vină poliția cu două secunde și a intrat în magazin? Cum a tăi fost aceea? A trecut bre sau nu a trecut? Da, domnul nu știe cu bere. Deci, domnule, a trecut înaintea noastră cu 3 secunde, a intrat în magazin, s-a închis. Dar nu... Omul ăsta cred că n-are firmă, eu vă spun direct. O să vedeți și imaginile, adică eu înainte să... Deci ați pătruns, era deschis când a venit. Domnule, vă arăt imaginile. Nu înțelegeți, uitați aici, mi-a dat două țigări. Astea le aveți cumpărate de aici, da? Da, și asta de apă. Țigări la bucată, sticlă de apă. Da, atât, atât. Țigări păi, dar nu le fac mari vânzare. Fără bon, da? Fără bon, da. Da. Da, uite, am închis magazinul. A, și n-are programul. N-are firma, e trebuie să aibă acolo, firma cu tare, cum se numește și toate astea. Sunt alte sancțiuni. Firma afișată? Da, exact. Neafișată, de neafișată, da. Program lucru? Da. Ce citupeu, nu pot să cred. Ne-a văzut că am venit și s-a intrat și s-a închis acolo. Cu bon și țigări la bucată, da? Da, 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 da. Citupeu. Tu mi-ai intrat înaintea noastră cu 3 secunde și s-a închis. Vă dați seama ce om? Citupeu poate să aibă. Pauza de masă, nu-i domnule ce pauză, era, vorbea la telefon, cine l-a anunțat. O să vedeți imaginile, că n-ați fost atent, dar el vorbea la telefon imaginile și a intrat. Imaginile le puneți la dispoziție, da, azi sau ulterior? Ulterior, le trimit la inspectorat pe DVD ca să aveți la vorbim. Desigur, la bucată. Oricum o să fie public, da, da, omul e foarte tare. Auzi, da, haideți să mergem la următor. Ce faci, tată? Mergi treaba, mergi? Domnilor, în primul rând, se ocupă domeniul public Oghiul la 195, adică uitați bine, să pe trotuar, tot trotuarul, cetățeanul trebuie să iasă aici, pe, da? Bun, bun, bun. Și aici la fel, da? El n-are treabă, uite, a ocupat trotuarul, a ocupat... Cine fi dat voi, el știi. A doua la mână, am cumpărat astea, deci țigări și tot ce e aici. Uite, când le-am adus ca să... De aici, da, țigări, nu. De cele de la magazin. N-avem treabă cu magazinul ăla. Aici sunt alții producători autorizați. Cine se afla? Eu, doamnă. O doamnă. Ce se află? Este doamna Maria. Păi haideți să... Domnul... Haideți să discutăm cu doamna, că domnul nu știe. Domnul nu știe, nu are treabă. Haideți frumos. Ați cumpărat anumite produse și nu i s-a eliberat bonul fiscal. Da. Sărma, ce mai faceți, dar uite, v-am adus părinții. Da. Deci, da, doamna, da? Țigări și cu produsele astea, fără bon fiscal. Da? Bine, și țigări la bucată și... Cu privire la faptul că a venit în unitatea noastră, a cumpărat anumite produse, inclusiv țigări la bucată, și nu i s-a eliberat bonul. Aia, ei cel sunt... puțin nu i s-a înmânat. Nici măcar nu l-ați văzut că s-a printat sau nu, ceva doamna, de genul. Doamna a plecat cu bine, dar doamne când. Nu mai contează. Vedeți că, la fel, afișul de la NAF, de la DA, aceleași povești, ca și partea cealaltă. Aveți un alt loc vizibil afișate prețurile astea de la NAF și toate cele obligatorii? Ia uitați aici, avem certificat de înregistrare. Este? NAF, unde? Dar nu-i la loc vizibil. E după ăla. Nu are de la ANSVSA, de la DSP, de la schița ISU, să găsesc. Da.
Cine este administrator? Eu. Dumneavoastră, să-mi prezentă și pe cartea de identitate. După toate dumneavoastră că erați la vânzare. Ce adresa vi se ajunge noastră? Caracal numărul 3. Ce rugăminte mai la fel, că n-am, acum m-am uitat, deci nu are prețul pe niciun de iota, pantofi aici, nu știu cu cât e vinde, da, la vitrină. Nu știu cât costă ăștia, cât costă ăștia, cât costă ăștia, deci, papuci. Deci, poate scalți la bucată? Prețuri? Prețuri? Bucată. Și nu sunt complete chestiile care v-am spus, de la ANSV se alipsește, de la DSP, de la schița ISO. Lipsesc în totalitate. Cam atât aici. Eu vă aștept la mașină, când sunteți, imediat, da? Că sunteți, da? Da, da, ok. A spus că mai avem. Ulterior să avem. Da, 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 vă aștept la mașină, da? A, și să notați chestia cu cei afară acolo. Adică au ocupat, păi da, bunul, da, da, chiar, public care încurcă accesul pietonal, chiar lângă poliție, aici, lângă postul de poliție. Ok. Mergem și la tante aici. Da, deci mi s-a dat țigări la bucată și banane de la producători, suc și apă. Aici, da? Dacă nu o fi... Da, da, pe, da, marble. Da. Nu, vedeți? Exact ce vă spuneam, au fost anunțat, dar deja e prea târziu. La fel, spuneți că aveți filmările. Da, bineînțeles, da. 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 Aici a fost un conflict între primari și unii sunt cu altul, alții cu altul și ăsta care a fost acum i-a anunțat pe toți, dar numai că nu i-a anunțat la timp. Au scăpat numai vreo doi, da. Unul și-a închis și una, o femeie mi-a dat bon. Atât, în rest e generalizat. Deci au fost magazine care vi s-au dat și bon. Un singur magazin mi-a dat bon pentru că era consilierea primarului, adică, înțelegeți, a fost anunțată. Eu, între timp ce am fost aici, am plecat, zic, ca să... și am revenit după vreo oră și zic să mai liniștească treaba, să văd cum asta. Dar i-am surprins, de exact ce v-am spus. Deci aici notați, țigări la bucată, banane, sunt cam aceleași, apă și produse sucul. Fără eliberarea bonului. Da, numărul de la casă aici ce este. Și o să-i trimite oricum, că cu buteliile și cu tot ce are. Nu știu, ia, ne uităm la program, că e 11 jumate, cum se închide la 11 jumate? Ia uitați, vedeți? Uitați-vă dumneavoastră că are până la 12. Da? Deci programul se respectă. E 11.40 sau 11.40. 52. Da, dar tot nu-i 12. Uite. Nu-i respectat programul, trebuia să fie până la 12 aici deschis. Deci programul nu se respectă. O să stabilim și asta cu programul. Și nenea ăla de acolo a închis la 11.40, cred că era, dacă acum e 52, cât am mai făcut noi. Deci până la 12 trebuia să stea toată lumea. Da, ce rugăminte am? Vreau să mai mergem la vis-a-vis de stadion unde sunt deșeuri, deși am plecat. Cum da? Haideți. Okay. Deșeuri care să astupă cu pământ, să amestecă și să formează munci. Deci ei sunt pământ aici. Au adus pământ, nu știu de cum o fi cu pământul ăsta, l-a adus la amestici sau... Da? Interesant este că primarul spunea că nu îngroapă. El nu îngropa. El amestecă și face tot îngropare și asta, nea primarul. Adică mata a înțeles ceva după în legile alea, da? N-ai înțeles ce trebuie. Înțelegi? Adică faptul că l-amestici cu pământ și formezi munții ăștia pe care îi se văd aici, asta înseamnă că e tot îngropare. Și după aia a zis că el nu-i scafandru. Adică el nu-i scafandru să intri în... Păi, dar nu-i scafandru, dar nu faci mata aluatul ăsta aici? Uite, are pământ aici și le amestecă. Mai în față sunt și incendieri, că am fost eu azi dimineață. Cum arată țara noastră? În timp ce cetățenii fac paranghelii pe bani publici, că ei cer paranghelile astea, că așa spunea primarul. Că el, cetățenii cer paranghelii. Domnilor, deci faptul că el astupă deșeurile și uitați pământ aici, cum mi-a recunoscut și cu buldoescavatorul de când era viceprimar. Păi primarul.
Uite, uite, uite. Da, da, păi da, astea nu s-au format munții ăștia singuri. Oi, da, uite. Capri, îngroparea? Păi faptul că el amestecă pământul și îl face, el n-are voie să-l bagi în pământ și să facă chestia asta. Eu asta văd că e indicat, nu e îngropat. Îngroparea înseamnă sub nivelul solului. E deasupra nivelului. Dar fapta în sine că îl amestecă cu pământ pe sol, păi neavând nimic betonat, este tot infractor pe 38 să încadrează. Pe 38, tot pe 38, dar nu e îngropat. Și pe 92, ia uitați, sunt incendieri, că eu am venit azi dimineață și da să și văd aici, să văd. Sunt descăturare? Da, da, sunt incendieri, da să și văd pe partea. Bine, că astea, uitați că și acum este fum. Astea, oricum, vara se incendiază permanent aici. E autoincendiere, da. Da. Deci chestiile astea trebuie să dispară. Și de aici și din toată țara, nu se poate așa ceva. Au bani, au, da, fonduri. Să le ia, să le ducă la reciclat. Uitați acolo, incendieri. Deci, mai ales că vin căldurile acum, poate să este riscul să incendieze chiar toată... Efectul de lupă la anumite... Exact. Chiar toate culturile astea pot să se... Da, deci chestia asta cu... Că el, cum spuneam asta, că nu îngroapă. Nu îngroapă, dar vedeți, are altă metodă, adică tot... O metodă ingenioasă. A, este altceva, dar de-aia mă uitam că nu e săpat, e doar ridicat. Aveți posibilitatea mea să poliția să sancționați. Știți chestia asta? Știm, tocmai de asta zic. Știm, dar... Da, este 92, da, da, am înțeles. Bine, și... eu nu intru în sfera poliției. Noi asta v-am adus la cunoștință. Eu pot să spun orice. Noi vrem să încadrăm da. Corect faptul că apoi dacă corect. Protestă câștigă și n-am. Ia uitați, vedeți degeaba. Aici resturi din construcții la fel. Iarăși, da, deci tot deșeuri, tot munți pe un teren care că nu știu că nu produce nimic terenul ăsta și sau nu știu al cui o fi, că primările n-au avut terenul de când sunt ele. Așa e în toată țara, adică chestii de genul ăsta. Da, resturi din construcții. Nici astea n-au voie să le aduc aici. Deci nu e un caz singular. Adică nu se întâmplă doar aici. Ia uitați-vă, domnul polițist, ia uitați-vă, vă place așa cum arată zona asta aici, adică ca la Hiroshima. Am principiul despre ce e vorba. Înțelegeți? Oamenii ăștia trebuie opriți de acolo, de la intrare. Inclusiv cărat totul de aici și pentru că sunt firme care să plătești, să recicleze, să sorteze, astea la fel se pot duce de aici. Dă bani la paranghelii în fiecare an și astea le, uite, le ridică în sus. Am văzut despre ce e vorba și aici, având în vedere sesizarea noastră, noi să întomim un proces verbal cu cele constatate în prezența noastră, dacă aveți și alte nu am nimic. Acum și alte probe, să zic așa. Vă rog să luați măsuri legale care să impună conformitate cu AJ-ul ăla 38 și 92, pentru că... 92 pe 2020. Da, dumneavoastră, ia uitați aici. Deci nu s-a mai văzut așa ceva. Bun, rugăminte, da. Sunt un proces verbal, doar să părăsim puțin zona aceasta, ca să nu mai stăm în urmă. Da, da, păi miroase, vedeți? Nu neapărat de miros, că mie nu mi se pare un miros puternic aici. Da, da, miroase. Sunt animal de pe păi, mergem la asfalt acolo? Cum considerați? Da, haideți mergem acolo, dumneavoastră scrieți o semnă și am plecat. Da, bine. Și ulterior ne veți transmite sesizarea. Da, da, da. Înregistrările și okay. Societățile care le-am găsit. Tot, o să vă trimite video la IPJ, dumneavoastră luați și... Aplicați legea cu toată lumea. Da? Bine, mulțumesc. Sigur. Uite, un munte de deșeuri. Platforma, ce e platforma asta? Ce platforma e asta, măi frate? Am ajuns la postul de miliție. Foarte amabil, domnul polițist. Le mulțumesc pentru colaborare. Referitor la ispravenii domnului primar, fost vice, în care domnul ne spune că vă dați seama, cetățenii acestei localități vor să aibă bâlci, să aibă să vină artiști, le cânte, astea, vor lăutari, da? Deci cetățenii solicită lăutari în comuna asta, dar nu solicită să facă curățenie acolo. Da. Vă dați seama că cetățenii petrecăreți, da. Lumea cere paranghelii, da? Toată lumea cere paranghelii. Dacă aș întreba pe doamna, de exemplu, sunt convins că, da, dumneavoastră ați cerut vreodată la primărie să facă petreceri în sat aici?
Nu, vă întreb așa din cuvânt. Ați cerut vreodată la primărie? Deci, n-ați cerut niciodată să facă ziua comunii, să cheltui bani, să astea. Dacă ați să aduni gunoaile alea, ați fi cerut dacă ați fi fost să asta? Deșeurile alea, munții aia care sunt acolo. Ați fi cerut? Vă întreb. Era obligatoriu, normal. Era obligatoriu. Vedeți, doamna s-a pronunțat corect. Adică, mi se pare mult mai de interes să cărăm deșeurile alea de acolo, să nu mai fie poluare și fumul și foc și tot ce e acolo, decât să facem chermezi. Păi nu e așa, doamnă? Păi tocmai astea zic, da, trebuie să fac curățenie, să fac chermezi. Tocmai asta, dumneavoastră ați cerut chermezi aici în sat, când e ziua comunii, când astea, să cheltui bani așa? A, vedeți? Deci... 27 milioane de medicamente la farmacie. Uite. Da. Păi s-a cheltuit, de exemplu, anul trecut și a spus că în fiecare an face câte... Deci în 2 ani s-au cheltuit peste 500 de milioane numai cu lăutarii care i-ați adus aici în sat să vă cânte. În august, când a fost ziua comunii. Da, păi la Bâlci, Bâlci, ziua comunii, sau cum îi spun. În 2 ani s-au cheltuit peste 500 de milioane. Păi primarul așa a zis că a cerut cetățenii. Am vorbit eu cu el. Da, am înțeles, dar el așa a zis că l-am întrebat și a spus, domnule, că cetățenii au cerut să se facă chef, chermes. Păi, vedeți? Nu v-a întrebat când face chermeza, nu? Uite, anul ăsta azi că faci iar în august, să vă duceți iar să jucați acolo, pe banii comuni. Nu ne-a invitat și pe noi acolo, invită pe ai lui. Dar el a zis că i-a invitat pe toți, că a fost... Nu a venit el la mine să mă cheme, să spui el. N-a venit. Nu. Mă, vedeți? N-a invitat pe nimeni. Deci, e clar. Da. El pare băiat bun, dar e cu... Băi, băiat bun, că avem lumină, avem, dar dacă... Bre, dar gunoiul ăla care fumigă mereu acolo și s-a făcut munții aia de gunoi, vă convine situația așa? Adică în loc să cărați gunoiul, dați banii la lăutari? Uite, nu, e de el. E de el, da. Bă, dacă nu ne-a întrebat... Da, dar el mi-a zis că lumea a cerut... Ce este asta? Care lume? Din sat de aici. Păi mai luate și pe alte comune și întrebați. Nu. Pe alte linii. El așa a zis. Că... Uite, eu stau la poliție și nu m-a întrebat niciodată de nimic. Tu așa a zis? Păi zis, dacă nu m-a întrebat, nu mi-a zis, băi, te-am fac și eu. Și a zis că anul ăsta face iar paranghelii. În fiecare an, face, dă bani la lăutari. A dat peste 500 de milioane în 2 ani. Anul ăsta, care a trecut 2022 și 2021. Și mai are încă 2 ani de mandat. Mai are 2 ani de mandat, o să mai dea încă 500 de milioane. Adică un miliard în 4 ani. În losul care deșeurile aia care sunt acolo, că... E foc arde, uite, are lumea copii, are poluare, nenorociri. Că cere lumea spectacol. Cine a cerut, domnule, circ aici? Paranghelii. Nu, bre, cu banii comuni face. Banii comuni. Pentru că sunt bani publici, declarați. Adică eu nu vorbesc, mă aflu în treabă. Cum să fac? Dă el un miliard acum că să le facă ce? Nu-i. Din banii... UAT-ului, comunii. Da, asta este România. Uite, cu oile pe șosea. Cei care sunteți prin Europa, prin America, prin țări dezvoltate, aveți ocazia să vedeți acum măgărușul jucăuș. Uite! Da? Căprița BHE și oaia cu talent. Dacă le pui muzică simfonică, vă spun eu că joacă. Uite. Le invită primarul la Bâlci în 2023. Anul ăsta, în august. Da? Invită toată suita asta regală să... Le aducă lăutarii să simtă și ei bine o dată în viață. Cât îți dau pe măgărușul ăsta? Cât îți dau? Nu mai spun că am mașina. Că nu prea mai sunt. O, mai ai sau numai? Nu,
Ia uite. Da? Direct acasă. Și oițile sunt ordonate și civilizate. Numai cetățeanul indisciplinat. Duce deșeuri, dă foc, îngroapă, amestecă. Gata? Dați-mi să semnez. Dați-mi să semnez. Nu mai că știu ce a scris. Toate cele... Am înțeles, foarte bine. Dați-mi să semnez unde trebuie și... Din ce am înțeles acolo, ci că ar fi pășunii pe terenul ăla, nici de cum ce îmi spuneam primarul. Că mi-a trimis lumea acum. Sunt bunurile depozitate? Da, acolo. Nu sunt în măsură să nu, că mi-a trimis lumea acum. Destinația terenului respectiv, am informații cu privire la asta. Am înțeles. Tocmai de-aia am făcut și referire în procesul verbal, zona din partea de est. Acum, nu știu exact ce destinație are terenul respectiv. Da, deci e pășunii. Deci nu aveți mențiuni de făcut. Nu, da, ce să semnez, atât. Deci acolo este pășunii, ca să înțeleagă toată lumea. Da? Bine, și am mai fost sancționat. Da, vă rog. Nu, dați-mi să semnez și am plecat, că nu mai stau. Dați scris pe mașină, dați-mi aici pe mașină să semnez. Dați-mi să semnez, unde trebuie. Aici? Dacă vreți să vă scrie și numele sau doar semnătură. Da, haideți că scriu și numele. Sigur nu vreți să vă citesc, da? Nu mai e nevoie. Am înțeles. Așa pe fiecare pagină în parte. Dacă n-am avea încredere nici în poliție, ar trebui să părăsim România, că nu ne-am rămâne... Datoria mea este să vă aduc la cunoștință drepturi și obligații, da? Toți avem drepturi și obligații. Ok, da? Da. Bun, dacă dumneavoastră considerați că e nevoie să faceți o altă sesizare. Eu o să mai trimit pentru că o să mai trimit și referitor la mai multe chestii, dar privind chestia asta cu poliția, analiza de risc. Vreau să fie verificate toate, o să dau eu o circulară. Să fie toate pentru astea. Pentru că verificările le-am făcut noi personal la toate societățile, da? De pe raza localității. Și omul ăla care... Bine, că au mai fost mai mulți închisi, că ei dacă au aflat că vin... Era și aproape de pauză, vă dați seama. Și omul ăla acolo care s-a închis când ne-a văzut pe noi acolo... L-ați văzut că s-a închis personal în magazin? Domnule, o să vedeți filmare. O să vedeți filmare. Cu atât mai mult. Dumneavoastră n-ați observat. Vorbea la telefon, a intrat înaintea dumneavoastră cu... Da, normal, cu 5 secunde, 3 secunde s-a închis acolo. Nici nu mă așteptam la așa ceva. Am făcut mențiune. Și de societatea de care spuneți dumneavoastră, am făcut mențiune că ne-am deplasat, s-a închis, nu erau afișate toate cele. Okay. Oricând puteți să consultați procesul care l-am... Foarte bine, vă mulțumesc mult! Mulțumesc mult! Sănătate! Trăiesc poliția, mulțumim mult domnilor de la poliție, foarte amabili. Haideți să vedeți și sancțiunea care a luat-o, deci ultima dată nea primarul, că de asta vreau să arăt, să vadă lumea. 59.000 da? De lei. Adică 590 de milioane bani vechi și cu măsuri și cu tot ce, nu știu, e cam soare și nu știu, ia să încerc aici. Ia, poate acum se vede mai bine. Să încerc așa cumva, ia să vedem. Să treci. Deci, cam așa ceva zice, da? Ce... L-au sancționat garda de mediu de la Slatina. O să mai am un meci cu domnii de acolo, că tot județul ăsta e praf și pulbere.